Suntem undeva deja la 100 de persoane în chat. Cred că putem să începem cât de cât oficial, să zic, voice-ul nostru din fiecare zi de joi. Dragilor, astăzi, așa cum v-am zis, aș vrea să discutăm un pic de situația cu Binance, pentru că, sau cum spune Janet Yellen, Binance, zice ea parcă. Așa am văzut-o în conferință. Mamă, ce nu-mi place ființa aia. Mă scuzați, dar ăsta e adevărul. Efectiv, mi se pare că nu pot să-mi dau seama cum o astfel de persoană este atât de importantă în stat. Dar poate greșesc eu și dacă greșesc, îmi cer scuze. Este doar vorba de gusturi. Efectiv, nu-mi place tantica aia de niciun fel. În fine, revenind. Am zis că astăzi discutăm un pic de situația cu Binance. Ce s-a întâmplat? Probabil că mulți dintre voi știți deja, dar poate recapitulăm un pic și ne uităm care ar putea fi inconvenientele, cum ar putea să ne afecteze pe noi într-un fel sau altul. Am văzut foarte multă lume panicată că ce se întâmplă cu Binance Smart Chain, cu Chain-ul, ce se întâmplă cu Trust Wallet. Și aș vrea să trecem și printre ele astăzi și legat de acest subiect. Bineînțeles, vom discuta și alte subiecte care le considerați voi importante și vreți să le discutăm după ce epuizăm subiectul cu Binance. Aștept, dacă există opinii și există persoane care au studiat mai mult, eu m-am uitat doar la conferința de presă a Departamentului de Justiție, cred că ei au ținut-o. Și m-am uitat un pic la vreo două podcasturi despre subiect, nu am apucat să citesc aproape deloc. Așa că părerile îmi sunt oarecum influențate de ce am văzut în aceste podcasturi. Și, așa cum vă spuneam mai devreme, astăzi ne vom uita un pic și la o parte de analiză tehnică. N-am mai făcut de multă vreme, cred că ultima dată tot Robica a făcut partea de analiză tehnică. Acum vreo 3 luni, cred că. Acum vreo 3 luni, da. Robica, un băiat extraordinar și mega priceput la analiza tehnică din echipa noastră. Nu știu dacă reușește să intre și Cristi, nu a putut să garanteze, dar Robica face exact același lucru. Și am zis că dacă ține, cine știe, dacă vă place partea asta de analiză tehnică, poate că o mai prindem în voice-uri și dacă considerați că este ok. Plus, ce să zic, este un preambul la o surpriză pe care o pregătesc. Adică am pregătit-o deja săptămâna asta, n-am apucat să o definitivez. Sper să o definitivez în acest weekend și undeva luni, marți să vin cu vești noi pe comunitate. Pentru mulți dintre voi, zic eu. Bun, dragilor, Robica, așa cum am zis, lăsăm pe Robica prima oară să ne facă un pic o analiză tehnică. Ne uităm un pic pe Bitcoin, pe Ethereum și eventual ne mai uităm pe una, două proiecte mari. Ne uităm un pic poate pe el, ne uităm un pic pe Solana, ne uităm un pic poate pe Avalanche. Nu cuprindem foarte multe pentru că nu vrem să stăm neapărat foarte mult pe partea de analiză tehnică. Repet, Cristi și Robica sunt cei care fac analizele tehnice la cerere pe partea de suport și care ne oferă câte o oră, două de analiză tehnică în fiecare zi de luni. Drept urmare, am zis că să ne uităm un pic acum și pe partea de analiză tehnică. Robica, te las cu partea de analiză tehnică, ne uităm la 4-5 proiecte, 4-5 monede, după care eventual revenim la topicul de astăzi legat de Binance. Da. Salutare în primul rând. O să dăm puțin un ochi peste ce s-a mai întâmplat în cripto și părerea mea despre cam ce o să se întâmple. Deci nu este un sfat financiar, asta vreau să zic din prima, e doar o părere personală, fiecare o ia cum vrea. Bun. O să coborăm pe un time frame puțin mai mic, aproximativ de o săptămână, da, de vreo săptămână și puțin, suntem într-o zonă cheie, spune, pentru Bitcoin, zona de 37.000,
37.700. Deci zic, este foarte importantă sau critică, nu știu care cuvânt este mai bun, pentru că de aici putem să vedem dacă toată mișcarea asta de aici a fost doar un mic început de bull market și putem să avem o continuare mai sus, sau este doar o euforie în piață și după care ne așteptăm la prețuri mai mici. Prima variantă pe care eu vreau și aș vrea să o văd, sincer, să facem un retest în zona de 31.000-32.000, undeva în zona asta. De ce zic asta? Fiecare breakout a unei zone importante, și acea zonă unde am avut breakout-ul este zona de 31.000-32.000, unde am avut undeva în aprilie o atingere în zona asta, iunie-iulie, am stat puțin preț în zona asta și acum în octombrie am avut un breakout foarte frumos cu volum, adică am avut o candelă plină, mare, ceea ce este foarte bine. Doar că un breakout fără retest de obicei nu prea este, nu pot zic, nu este corect. Ar fi foarte bun un retest ca continuarea să fie la fel de bună. Asta ar fi varianta bună, dar retestul ăsta se poate transforma și în fake-out destul de repede, adică toată mișcarea asta de aici fie un fake-out și să mergem la nivele mai jos. Mi-e greu să cred, dar orice este posibil, deci zic asta pentru că punctul în care o să ajungă prețul, probabil în următoarele 3-4 săptămâni, dacă varianta asta o să fie bună, ajunge într-o zonă cheie, adică suportul de la 31.000, 32.000 și trendul ăsta pe care îl formează prețul chiar de la din decembrie anul trecut, undeva aproape un an de zile. Punctul ăsta o să fie cheie pentru Bitcoin, pentru care două direcții, ori jos, ori sus și continuăm mai departe. Se apropie halvingul în câteva luni de zile, dacă nu mă înșel. Ar fi interesant să vedem de aici un retest. Indiferent de situație, zona de 31.000-32.000 este o zonă de acumulare foarte bună și după care mai jos nivele de 28-25 și așa mai departe. Sperăm să fie varianta bună în care să facă retestul să plecăm mai sus, dar rămâne de văzut. Acum să vedem varianta bullish pe care o am. Varianta bullish fiind, dacă punem un Fibo din high and low, o să vedem zona de 0.5, adică mid-level-ul dintre high și low. Zona de 0.5 fiind undeva 42.000-43.000 aproximativ, 42-43.000. Mă aștept ca prețul să ajungă peste zona asta sau aproximativ în zona asta. Sau aș vrea să văd chestia asta, doar că până nu am ceva clar pe daily, adică o candelă sau două închise peste nivelul de 37.000 sau pe time frame mai mic și să văd confirmări pe time frame mai mici, după care să urc pe time frame mai mare, mai greu să pot să zic ok, aș lua o poziție de long aici sau aș acumula aici ca să vând mai sus, pentru că nu am nicio confirmare. Dacă coborăm pe un time frame de oră, vedem de câte ori nu atins prețul zona asta și niciodată ceva concret. Adică fake-out, 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 avem undeva la 6-7 fake-out-uri în momentul de față. E foarte incertă treaba aici, de-aia nici nu, eu personal nu tranzacționez în zona asta. Vreau să văd un breakout clar și zonele mele sunt așa, un breakout peste 37.000, peste 38.000 cu volum sau un breakout sub zona de 36.000 fix. Personal, ăsta este range-ul pe care îl urmăresc. Nu mă duc mai sus, nu mă duc mai jos. Până nu văd ceva clar în zona asta, nu pot să iau nicio decizie asupra unui trade sau acumulare sau vânzare. Aș vrea să fiu bullish. Ideea că ne apropiem și de sărbători. Volumele o să scadă încet, încet. Cam luna asta o să fie volume ca cele mai mari. Începând de pe 2, 3, 4 decembrie o să vedeți mișcări mult mai mici pe piețe, inclusiv pe cele piața Forex, pe piața bursieră, chiar și pe cripto. De-aia grijă mare la trade-urile pe care le luați. Volatilitatea o să fie destul de mică, ceea ce înseamnă că se poate mișca ușor prețul. Și de-aia trebuie să avem grijă. Bun. O să mergem la Ethereum puțin. Ethereum arată foarte bine. Îmi place cum arată, doar că la fel este într-o zonă bună și nu prea, dintr-un punct de vedere sau altul. Am avut trendul ăsta pe o oră, pe care mi l-a rupt foarte frumos cu candelă cu volum, avem retestul.
și pare că am avea și o continuare. Ethereum este bun de poziție de long și cu levier și spot, cu un stop loss destul de larg, aș spune, ca să nu avem treabă, și cu targeturi către 2138, 2295, aproape de 2300, scuze. De ce zic asta? Cred că o să vedem un altcoin season, mai mic sau mai mare. Bitcoin a avut o creștere destul de mare în ultima perioadă și mă aștept să văd puțin și pe altcoin-uri, adică începând cu Ethereum și restul. Decizii că vreau să văd prima dată 2139 lichidat, pentru că fix în zona asta avem o zonă de rezistență destul de clară, cu multe zone unde prețul respins sau o stat în zona respectivă. Ethereum, sunt bullish pe Ethereum și o să fiu probabil o perioadă mai lungă, pentru că banii se mută din Bitcoin în Ethereum și din Ethereum în altcoin-uri, ceea ce este foarte bine. Și m-aș baza mai mult, inclusiv pe trade-uri sau acumulare, pe partea de altcoin-uri. De la Ethereum în jos și mai departe. Nu prea văd motiv să scadă în momentul de față Ethereum. Și dacă ar fi să fiu bearish, aș fi sub zona de 1925. Practic avem același range pe care l-are și Bitcoin-ul. 1925-2138. Asta este range-ul în care eu mă joc acum și cu mid-level-ul la 2025. La fel, o să, în momentul de față sunt bullish, am și o poziție pe Ethereum de long. Primul target 2139, după care dacă avem breakout și un retest, ar fi super. Putem merge și mai sus la 2200, aproape 2300. Bun, dacă ar fi să luăm varianta bearish a prețului, dacă am vedea un breakout sub zona asta de 1900, cred că primul target clar o să fie 1863, după care putem să avem și un retest aici la zona asta, sau neapărat retest, o zonă de acumulare și putem merge mai sus, pentru că este și o zonă de suport foarte, foarte bună. Dar dacă zona nu ține, putem merge la 1785, adică un nivel mai jos, la fel de suport. Foarte, foarte bun. Mai jos nu vorbim, pentru că până acolo mai este și într-o direcție și în alta. Bun. O să intăm puțin și pe dolar. Pentru că ne interesează foarte mult ce face și dolarul. Eu de la începutul anului am fost foarte bullish pe dolar. Primele 2-3 luni nu prea am avut dreptate, zic așa, dar din iulie încoace dolarul a plecat foarte sus. Foarte interesant că Bitcoin-ul a mers oarecum bine, adică nu a scăzut atât de mult, ceea ce este foarte ok. Însă dolarul acum este într-o zonă de suport după un breakout la trend și la zona asta, adică zona asta de aici a fost cheie pentru el. Zona de 103.5, o zonă de confluențe, trendul cu suportul, cu rezistența, scuze. În momentul de față avem un retest, rămâne de văzut dacă retestul ăsta este clar sau merge mai jos. Eu ce urmăresc pe dolar, dacă mă duc pe weekly, dacă nu mă înșel, da, pe weekly, am o imbalanță foarte, foarte mare, cred că așa era. Da, am o imbalanță foarte mare pe care vreau să o văd închisă și nivelul de 109, care dacă nu mă înșel era mid-level-ul, 0.698. Da, este zona în care aș putea să fac un entry de short. Sincer, eu încă sunt bullish pe dolar, până nu atinge zona asta și nu mi-închide imbalanța complet, nu o să fiu bearish. Sau o să fiu bearish în momentul în care îmi rupe ultimul low, adică de la 99.5. Am două variante, rămâne de văzut. Momentan eu sunt bullish pe dolar, retestul în zona asta sper să fie bun și în continuare să meargă sus. Dar asta nu înseamnă că piețele celelalte o să scadă, decât partea de Forex sau indicii. Dar asta rămâne de văzut. Bun, dacă aveți ceva la care vreți să ne uităm, un token sau orice altceva. Nu, ne uităm, uită-te un pic la Elrond, te rog. Ok. Bun. Foarte multe. O să le șterg puțin asta. Bun. Pentru cei care sunt în ecosistemul Elrond, probabil știți că acum undeva pe 30 octombrie am avut o creștere foarte mare undeva la ora 3 dimineața.
stoarge nou, pe 5 noiembrie de fapt, ceea ce ne-a dus dintr-o zonă foarte grea, să zic așa, într-o zonă foarte bună, adică am redevenit bullish din punct de vedere tehnic pe Elrond și momentan stăm peste zona asta, ceea ce este foarte bine, suntem într-o consolidare de tip triunghi, care este bullish, cred că pe 4 ore se vede mai bine oarecum, ceva de ce nu, ok, asta îl ignorăm pentru că este un fake out. Sunt bullish pe Elrond, cred că următorul target o să fie undeva în zona de 50, dar prima dată o să luăm niște high-uri la 49, 46, după care 50, 51 aproximativ. Ar fi și o zonă bună de acumulare pentru long term, dacă nu ați luat la 23-25, este ok și aici, chiar dacă este la, adică dacă am luat la 23 ar fi la jumătate de preț, dar nu putem să le facem pe toate. Este o zonă foarte bună de acumulare și aici, dar pe time frame mic sunt foarte bullish pe rând. Acum să vedem să ne livreze și prețul. Rămâne de văzut dacă ne livrează sau nu. Dar ca structură tehnică este bullish în continuare. Cred că o să ne uităm pe Solana. Solana, nu? Da, da. Ok. Bun. Pe Solana am avut un trade zilele trecute, ieri, alaltieri, cred că ceva de genul. Cred că dau pe daily și se vede mai bine. Da. Pe daily Solana a avut un run foarte bun în aproape o lună de zile. A avut o creștere foarte bună, extraordinară, spune. Și mi-a ajuns într-o zonă de rezistență din care a spins aproape instant în zona de 68. 67-68 aproximativ. După care am văzut pe time frame mai mic o structură tip bearish de head and shoulder, la care am luat un break even, am luat un trade de short, a mers bine și aici a fost news-uri, dacă nu mă înșel, cu CZ, FOMC-ul, sau nu mai știu exact ce a fost, și trade-ul a mers invers, însă în continuare sunt bearish pe Solana. De ce? Pentru că am avut acest break, retest și acum putem să avem o continuare către zona de 48.9, să zicem. De ce zic, mă aștept la retragere? Solana a avut creștere foarte mare și nu prea a avut retesturi clare decât în zona de 38. Aici am avut creștere foarte mare după ce am trecut din nivelul de 48, mergând direct în 68 și nu am avut nicio retragere mai clară. De-aia mă aștept personal să scadă. Practic, de ce zic chestia asta, toți cei care au cumpărat aici trebuie să vând undeva, o parte vândut aici, o parte vândut aici. De-aia mă aștept ca Solana să se retragă puțin. Nu înseamnă că sunt bearish, dar are nevoie să sufle puțin după atâta creștere. Personal văd Solana în zona de 48, dar nu exclud orice mișcare bullish în continuare către 70 sau 80 chiar, către 78-80, scuze. După care să vedem o retragere mai amplă, chiar pe time frame de daily, să vedem undeva în 48 sau 38. Short term sunt bullish, dar se pot întâmpla foarte multe cu Solana, adică nu s-a așteptat nimeni la o creștere atât de mare. Ecosistemul, din ce am văzut, este foarte bun în continuare. Chiar dacă a avut probleme, încă este foarte, foarte bun. Chiar și tehnic stă foarte bine în preț. Deci, personal sunt bearish în momentul de față, până nu am o închidere clară peste high-ul de la 62, sunt bearish pe preț. Dacă am o închidere clară peste 62, atunci putem schimba bullish și mergem către 78-80. Până atunci, bearish cu targetul către 49-48. Bun. Altceva? Ne uităm un pic pe Avalanche, care a evoluat la fel destul de bine. Ok. Da, la fel, cred că eram pe suport când vorbeam cu băieții că aici ar fi o zonă bună de cumpărare, undeva la $9, cu target către 20 sau undeva 17-20, undeva, adică am săgeat asta foarte mare. 9,6 am luat eu atunci. Da, exact undeva în zona asta, aproximativ. Foarte bine, adică foarte, foarte bine luat. La fel, vedeți că am o săgeată către zona de jos. Asta ce înseamnă? Dacă prețul nu poate să-mi stea, adică
să nu stea în zona asta, atunci targetul era direct către $6. Dar prețul a făcut exact ce nu s-a aștepta nimeni. O preluat doar lichiditatea de sub suportul ăsta și a plecat direct sus. În momentul de față suntem într-o rezistență și văd că prețul ar da înapoi, adică ar vrea să vină către un retest către $18, 18.05. Pe time frame mai mic vedem mai clar un retest, cred că pe 3 ore sau 4 ore. Ar fi un retest, dar nu prea foarte clar. Deci zic că mă aștept la o retragere, pentru că zona în care se află acum prețul, 21.5, este o zonă de rezistență foarte puternică. Adică dacă ne uităm, avem una, două, trei, patru, multe aici, 7, 8, 9 și asta ar fi a 10 atingere în zona asta. Deci mic, foarte greu să cred că o să treacă foarte repede în partea de sus. Da, poate să facă fake out în zona asta. Asta suntem pe 3 zile pe weekly. Dacă candela asta mă închide sub zona de 21.88, atunci clar mă aștept la o retragere către 18.5. Adică fără discuții, pentru că ăsta îl consider fake out și mergem jos. Aici am avut fake out, aici fake out și așa mai departe. Nu sunt bearish, dar la fel ca pe Solana, avem nevoie de o retragere ca să putem merge mai sus. Ar fi frumos să vedem retest aici și continuare după. Ar fi mult mai bine decât să creștem în continuare, după care să ne așteptăm la un dump mult mai mare din partea de sus. Eu pe principiul ăsta mă duc. Orice breakout clar are nevoie de un retest la fel de clar. Bun. Bun. Hai să vedem. E să luăm și, cum se spune, să luăm două sau trei întrebări din public. E cineva care vrea să îl roage pe Robică să se uite la un token anume? Da, aș vrea eu să se uite la Ton. Ton Network. Ton, la criptomoneda aceea de la Telegram. Foarte bine a evoluat. E, cred că, nu știu, e aproape din mai. Da, stă foarte bine, foarte, foarte bine. Și exact cum spuneam și în suport, foarte multe altcoin-uri se află în zone de rezistențe, nu foarte multe, cam toate se află în zona de rezistențe, adică în zone în care ar fi bine să vindem dacă am cumpărat jos sau să shortăm sau să, nu știu, fiecare cum crede, cum vrea. Însă în momentul de față am avut aici un mic fake out pe daily, ăsta de aici, și cred că o să avem o continuare mai mare. Aici avem un trend, dau pe 4 ore să vedem mai bine, cred, nu, tot pe daily. Aici avem un trend pe care nu știu cât de mult o să-l țină prețul, aproximativ așa. La fel, aici ne întâlnim cu o zonă cheie, zona cheie o să fie undeva aici. Adică avem rezistența din nou și trendul pe care îl formează prețul. Ideea care este, vreau să văd dacă avem vreo divergență și la fel cum așteptam, avem și o divergență bearish pe preț, ceea ce poate să ne confirme o scădere a prețului din zona asta. Dar nu este exclus să văd un pump foarte mare de aici către, nu știu, să ne ia high-ul de la listare, ăsta fiind 3.3 aproximativ. Sincer, aș aștepta să văd ce se întâmplă cu prețul aici. Dacă văd că îmi face breakout, breakout la trendul ăsta, aș merge cu prețul și aș targeta fiecare low în parte. Aici pot fi poziții de spot sau de levier, fiecare cum dorește, dar și poziții de acumulare sau de vânzare, nu, doar de acumulare. Dar așa aș trata situația în caz de îmi rupe trendul. Dacă îmi rupe și îmi face breakout, aștept retestul, da? Și aici poți să intru într-o poziție, chiar și spot, chiar și cu levier, cu un stop loss aici sau un market, un sell pe spot și cu target către 3.3, după care intrăm în zona unde nu știm ce a făcut prețul, în price discovery, și acolo rămâne să vedem. Arată bine prețul, dar zona asta la fel o să fie cheie pentru el. Mulțumesc frumos! Mulțumesc mult. Cu mare drag! Cu mare drag! Hai, dragilor! Curaj! Lucian, poți să la ordi, te rog frumos? Care? La ordi! Ordi, a zis. Da, dragul de ordi! Mamă, ce place! La ordi! Da! Asta-i? Da! Plăcerea mea, ordi!
Nu o să zic chestii foarte rele despre Ordi ca să nu se supere mister. Dar o să-mi zic părerea adevărată. Personal, eu aștept Ordi mai jos. Motivul pentru care l-aștept este că nu am luat Ordi când trebuia, dar nu e o problemă. Îl aștept în zona de 17 pentru o zona de acumulare foarte bună. Adică ăsta ar fi prețul de listare sau prețul de început, să zic așa, pe TradingView, și pe ăsta o să-l iau. Aici aș lua spot, după care aș coboră jos, dar asta foarte greu de crezut că o să mai cadă acum. Eu zic că o să cadă într-o zi, cu siguranță. Zona de 11-10 și aș merge mai jos la 7, la 8 dolari. Știți povestea cu vulpea? Știți povestea cu vulpea și cu strugurii? E, asta face Robic acum. Când i-am zis pe suport să cumpere la un dolar și ceva, a strâmbat din nas. N-a vrut alături de noi la 1,7, n-a vrut la 3, n-a vrut la 2. Mamă, cât am discutat pe el și cât l-a menționat. Și Robică Batman. Da, dar acum cumpăr către un nou de pe zi ca să-mi scot. Să speli păcatele. Mie îmi place foarte mult pedeapsa asta pe care și-a dat-o Robică. Chiar e... Ar trebui să ne dăm fiecare când facem greșeli de genul. Da, 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 și-a dat-o și el. Mi se pare că și Cristi. Cumpără câte un ordi pe zi. Un ordi pe zi, pentru că n-am luat aici. O să luăm cu toată lumea aici. Nu e nicio problemă. Dacă n-am învățat lecția, cumpărăm aici. Dar ca să revenim la tehnic, ordi o să arate bine probabil. Atât timp cât Bitcoin este bine, ordi o să fie la fel de bine. Sincer, m-aș uita doar de zone de acumulare la ordi pentru long term, adică nu m-aș gândi să vând ordi cel puțin, nu știu, un 10x de aici minim, nu m-aș gândi să vând chiar și mai sus. Și ca zone de acumulare, v-am spus, 17, zona de 10-11 și mai jos, hai să zicem, 8 și 5. Mai greu zonele astea de aici, dar zona asta posibil să o avem mai repede. Deci m-aș gândi doar la acumulare și nu la vânzare acum. Aș ține până în bull market chiar și mai târziu. Dragilor, ce este extrem? Mulțumesc! Da, hai că era. A zis cineva ceva? Nu, doar dacă la chestii se poate uita, Robică. Bună seara! La care? La cake. Cake. Bună seara! Salutare! Da. Cake. Ia să vedem. Cake. Bun, să dăm pe weekly. Cake la fel în zona de rezistență, din nou, cum am spus, cam majoritatea altcoinurilor sau tokenuri mai mici se află în zone de rezistență, la fel și Cake se află în zona de rezistență în momentul de față. Nu e cea mai clară rezistență, dar este low-ul de aici care se vede cât de bine ține ca rezistență. Putem să vedem inclusiv primele două candele care au ajuns în zona asta. Dacă prețul reușește să închidă cel puțin două candele daily bullish peste zona asta, clare, deci full body, cred că putem merge mai sus. Mai sus însemnând nivele de 3.1, 3.3 aproximativ și 3.5 momentan. O să vedem când ce o să facă prețul mai departe. Dar nu putem exclude ca prețul să retragă puțin mai mult, după care să plece mai sus. Și ca retragere aș merge pe zona de 1.94, 1.775 și mai jos 1.631. Cam astea sunt zonele pe care le văd. Practic, aici zona de acumulare, aici zona de vânzare sau, pentru cine vrea, merge cu el până mai sus. Niciodată nu o să vedeți un trader ca să tranzacționeze într-o zonă de, sau ca să acumuleze un token într-o zonă de rezistență foarte clară, decât dacă merge pe un time frame de 30 de minute, de 15 minute. Aici da, aici poți tranzacționezi pentru că am alt tip de chart, adică văd altfel piața, știu că per total pot fi bullish sau bearish, dar la fel o să tranzacționez, nu știu, altfel, adică îmi iau zone de suport și rezistențe pe time frame mic, tranzacționez aici. Dar niciodată pe time frame mai mare nu o să iau decizii, zic ok, hai să mă duc acum long sau hai să iau acum spot și să vând mai sus. Nu, pentru că
Pe time frame mare vedem direcția, pe time frame mic venim și luăm trade-ul sau acumulăm. Depinde de caz. Robică, mulțumim. Mulțumesc. Mulțumim mult pentru Sever, tu erai. Salut, băieți. Salutare. Robică, mulțumim. Mulțumim tare mult pentru analiza tehnică. Ca de fiecare dată, Robică are un stil extraordinar de calm de a explica și de a spune. De fiecare dată înțeleg extraordinar de bine de la el. Eu nu sunt, după cum știți, nu sunt un expert în analiză tehnică, nu am timp, efectiv nu am timp să stau să fac și trading pe foarte mult. Ce fac? Eu personal fac pe spot și mă bazez foarte mult pe suport, pe rezistență și, bineînțeles, mă bazez foarte mult pe Robică, pe Cristi, care mă ajută în momentul în care am nevoie de o confirmare sau am nevoie de o decizie, să zic, mai mare de luat. Robică, încă o dată mulțumim, poți să oprești share-ul. Dacă... Bun. Dragii mei, ne întoarcem la topicul nostru cu care am zis că o să-l avem astăzi, legat de Binance. Cred că marea majoritate dintre voi ați văzut deja ce s-au întâmplat zilele astea. Binance și-a CZ, să zic, și Binance din Statele Unite au recunoscut oarecum că au acționat nu chiar conform legilor din Statele Unite legat de tranzacționare, legat de siguranța clienților exchange-ului, respectiv din Statele Unite. Acum, eu sunt convins că probabil tot ceea ce vedem că s-a întâmplat în Statele Unite, probabil că se întâmplă la un nivel mult mai mare în Binance internațional. Acum, știm foarte clar că în Statele Unite legea este mult mai aspră. Cetățenii Statelor Unite nu prea au voie să tranzacționeze pe multe exchange-uri. Probabil că ați văzut și voi, mai ales când participam la IDO-uri sau la alte proiecte, trebuia să bifăm inclusiv acolo că nu suntem cetățeni ai Statelor Unite. De ce? Pentru că asta este legislația acolo. Ei spun că încearcă să protejeze cetățeanul american. Acum, aici este discutabilă. Nu contest că așa stau lucrurile, doar că nu toată lumea cred că are nevoie 100% să fie protejată. Adică nu că nu are nevoie să fie protejată, m-am exprimat greșit, are nevoie să fie protejată, dar de acolo și până la a-ți interzice să acceseze anumite platforme cu banii tăi, adică efectiv să nu poți să faci asta, mi se pare un pic cam mult. Probabil că este foarte bună pentru marea majoritate a cetățenilor care probabil nu au experiențe în investiții. Dar pe de altă parte, dacă eu, de exemplu, să zic, aș fi un cetățean al Statelor Unite și aș avea o experiență foarte mare în investiții, în a putea face trading și aș ști să-mi asum anumite riscuri, sincer, m-ar deranja ca cineva să vină să-mi spună: păi nu, prietene, că tu nu poți. Noi avem grijă de cetățeni și nu te lăsăm să investești banii tăi cum vrei tu. Trebuie să investești doar cum spunem noi. Aici mi se pare un pic deplasată toată treaba asta, dar, repet, nu sunt eu în măsură să discut legislația Statelor Unite. Este doar punctul meu de vedere. Nu mi-ar conveni să nu mă lase să pot să accesez un IDO, să nu pot să tranzacționez, să nu... Da, pot să tranzacționez pe Coinbase, se poate încă tranzacționa și pe Binance US. Dar, repet, din punctul meu de vedere e un pic cam deplasat. Acum, ca idee, ce s-a întâmplat zilele astea a fost o chestie extrem de
cum să zic, a provocat niște îngrijorări destul de mari, ca să spun așa. Pe de o parte, Binance a acceptat să plătească o amendă istorică, efectiv istorică, de 4,3 miliarde de dolari. Deci 4,3 miliarde de dolari pentru încălcarea anumitor legi din Statele Unite. Aici discutăm de ceea ce spun ei, pentru că la un moment dat vedeam că au avut acces și la ceva grupuri de ale lor, de WhatsApp. Repet, eu nu vreau să, sub nicio formă, nu susțin că Binance sau CZ nu este vinovat. Cu siguranță sunt vinovați, pentru că altfel nu își recunoșteau vina. Acum, dacă stăm să ne uităm în 2016, 17 sau 18, nu știu când toate aceste tranzacții se făceau cum se făceau, probabil că țineți minte, marea majoritate a exchange-urilor nici nu te întrebau de verificarea identității, toate funcționau la fel. Puteai să tranzacționezi cât vrei, cum vrei, fără să-ți dai datele. Da, între timp s-au schimbat lucrurile și ceea ce este bine din punctul meu de vedere, pentru că reglementarea asta, dacă vine în timp și vine cât de cât favorabilă pieței cripto, nu face altceva decât să ne permită să creștem în continuare. Cred că foarte multe acuzații ale lui Binance se duc un pic cu ceva ani în urmă, nu neapărat cum funcționa ea în ultima perioadă, dar e clar că s-au dus după ei legat de ceea ce s-a întâmplat în anii trecuți. Repet, au avut acces la ceva grupuri private de ale lui CZ cu angajații ai Binance, care erau angajați în posturi cheie. Și se pare că aveau cunoștință că cetățenii americani puteau să tranzacționeze și pe Binance internațional. Repet, cei din Statele Unite nu aveau voie, sau exchange-ul nu trebuia să le dea voie să interacționeze cu Binance internațional, decât cu Binance-ul din Statele Unite. Ceea ce au spus ei la conferința de presă este că Binance a permis cetățenilor americani să tranzacționeze și pe piața de futures, să tranzacționeze și sume mai mari pe Binance internațional. Se discută de spălare de bani, se discută de faptul că anumite organizații teroriste au rulat bani prin Binance și Binance a încurajat oarecum toată treaba asta. Încurajat însemnând că a permis. Și se pare că destui de mulți bani s-au rulat pe acolo. Acum, cât la sută din ce reprezintă spălarea asta de bani care se întâmplă la nivel internațional prin toate țările și prin toate statele, cât la sută s-a întâmplat în cripto, eu personal cred că este o sumă insignifiabilă. Dar până la urmă, tot ceea ce vedem aici este că Binance, până la urmă, și CZ și-au recunoscut vina, înseamnă că au permis să se facă treaba asta și, drept urmare, sunt bun de plată. 4,3 miliarde de dolari sunt o grămadă de bani, o grămadă de bani, dar de acolo și până la a ne panica că dispare Binance sau că Binance are probleme, eu cred că e un pic cam mult. Binance, cred că marea majoritate dintre voi știți că este cel mai mare exchange internațional. Chiar și în momentul de față au vreo 67 de miliarde de dolari în fonduri. Nu m-am uitat, sincer, s-ar putea să greșesc cu câteva miliarde, că nu m-am uitat on-chain. Acum, dacă se poate uita cineva pe Arcam, o să vadă exact cât are Binance. Stați, dați-mi o secundă să vedem dacă deschid eu acum Arcam. Că 6 miliarde, ziceau, nu? Avea undeva la 67 de miliarde de dolari, dar stai că mă uit eu acum, că îmi deschid și mă uit. Research, cariere, platformă. Stai să mi se deschide platforma și să căutăm aici Binance, cum a zis Janet Yellen. Hai, Binance, îi zice. Binance, așa. Binance.
mi se încarcă, nu știu de ce, văd că nu tot gândește, tot gândește. Dar nu știu, dacă aveți careva pe timp și să vă uitați, sunt curios acum câți bani are Binance în momentul de față. Îmi gândește cam mult, văd că nu mi-arată portofoliu, dar în fine, irelevant. Avea undeva la 67 de miliarde de dolari. Nu toți banii ăștia sunt ai lor, stați să ne înțelegem. Dar Binance generează niște venituri extraordinare. Din punctul meu de vedere, aceste 4,3 miliarde de dolari nu sunt o problemă pentru CZ și pentru Binance să fie plătite. De asemenea, cred că ați văzut că pe lângă acești 3,4 miliarde de dolari care o să-i plătească Binance și CZ, o mai avem și pe doamna, sau cum o cheamă, mai este încă o doamnă care a fost acuzată și mi se pare că trebuie să plătească și ea încă un milion jumate de dolari. O angajată Binance cu o funcție destul de importantă în companie. Ce este important iarăși de menționat este că nu a fost CZ va fi judecat în februarie 2024 și este foarte posibil să facă și închisoarea. El a venit de bunăvoie pentru că el este acum cetățean, dacă nu mă înșel, în Emiratele Arabe Unite. Mi se pare că locuiește în Dubai, dacă nu mă înșel, și și-a luat cetățenia acolo și a venit oarecum de bunăvoie la proces ca să pledeze vinovat. Procurorii au cerut ca CZ să nu părăsească Statele Unite și susțin că ar fi posibil să nu se mai întoarcă la proces. Dar totuși judecătorul a zis că chiar i-a întrebat că a venit, dacă a venit singur, dacă a venit de bună voie și dacă a pledat vinovat, nu își face foarte, adică îi acordă oarecum încredere că se va întoarce undeva în februarie. Acum, adevărul este că acum a venit de bună voie pentru că știa clar că o să fie acuzat și probabil știa clar că de la avocați că urmează să aibă cumva o înțelegere să plătească banii ăștia, dar știa că nu este vorba de închisoare. Acum, când vine luna februarie și dacă este judecat și cumva riscă să fie condamnat la închisoare, na, ai putea să zici, băi, ar putea să răzgândească și să nu mai vină în condițiile în care unde locuiește, repet, în Emiratele Arabe Unite, dacă mă înșel, nu au acord de extradare cu Statele Unite. În bine, până la urmă l-au lăsat să plece, am înțeles că până luni, prin 27, încă stă în Statele Unite, după care este posibil să se întoarcă unde este și familia. Samuel Lim, care era director de conformitate la Binance, va plăti și ea 1,5 milioane de dolari. Deci discutăm aici, cred că noi ne-am obișnuit deja în cripto să vedem cum umblă sutele de milioane de dolari și miliardele de dolari din dreapta în stânga. Salutare! Mii de scuze, Mr. Crypto, că te deranjez. Mii de scuze. Te rog. Contul lui CZ este restricționat. Asta vreau să zic, acum ne-a apărut aici. Da, pe Twitter, pe X. Cred că e o știre falsă. Dacă nu e falsă, am intrat pe contul lui. Stai două secunde, și eu am intrat, dar și mie acum 10 minute când am intrat pe Twitter mi-a cerut să confirm cu ceva. Cred că CZ n-a apucat să intre ca să... Cred că Twitter-ul a trimis la toată lumea o confirmare de identitate și el probabil nu a apucat să o facă. Nu știu dacă ați intrat în ultimele 10-15 minute pe Twitter. Da, văd acum că într-adevăr contul este momentan restricționat. Dar na, știți cum e. Mulțumesc bine mereu pentru update.
Eu văd un lucru foarte clar din toată discuția asta. 1. Cred că până la urmă eu vă spun că toată treaba asta poate să fie un mare plus pentru piața cripto și vă spun și de ce. Odată s-a eliminat fadul ăsta care l-am avut noi cu Binance. Țineți minte că noi am discutat deja de multe ori care ar putea fi un Black Swan event, să zic, pentru piața cripto. Și am enumerat în mai multe cazuri că cele mai mari probleme care ar putea să vină și să se abată asupra pieței cripto este Binance, da? Să fie probleme la Binance și doi, să avem o problemă cu USDT-ul. Acum, discuția cu Binance oarecum deja este rezolvată. CZ și-a recunoscut vina, a fost de acord să plătească amenzile care i-au fost impuse. Binance, din ceea ce am reținut și din ceea ce am citit și sper să nu greșesc, va trebui să se retragă din Statele Unite, dar nu acum. Timp de 5 ani de zile vor fi monitorizați foarte atent, adică au fost de acord să permită autorităților din Statele Unite să poată să verifice orice tranzacție. Adică în momentul în care ei au chef să verifice ceva, au acces total, au acces complet la exchange-ul Binance US. Asta timp de 5 ani de zile. Pentru a verifica că nu există alte activități ilicite, că nu există spălare de bani și așa mai departe. Mă îndoiesc că voit Binance va mai face chestii de genul ăsta. Adică ar trebui să fii nebun după ce ți-ai luat o astfel de amendă să permiți în continuare lucruri de genul ăsta. Mă gândesc că o să fie mult mai atenți. Cu atât mai mult cu cât la fel probabil ați văzut că CZ a demisionat din funcția de CEO al Binance și a fost numită o altă persoană a cărui nume scapă în momentul de față și care era, mi se pare, era angajat Binance și răspundea oarecum de Binance internațional. Eu nu cred că Binance se va mai complica în Statele Unite, chiar dacă va ieși nu știu în câți ani din Statele Unite, cred că va fi destul de cumint. Pe de altă parte, chiar dacă Binance US în momentul de față este ok, adică este ok, nu mai este un pericol, să zic, pentru că aici s-a tot discutat tot timpul de acest pericol ca Binance să cadă și a rezolvat oarecum treburile în Statele Unite. CZ rămâne de văzut dacă în februarie o să fie condamnat sau nu la închisoare sau dacă o să trebuiască să mai plătească ceva, pentru că procesul pe care l-am avut noi acum, pe care l-a avut el acum, este toate aceste demersuri au fost făcute de către DOJ, de către Departamentul de Justiție din Statele Unite. În același timp, să nu uităm că Binance nu a încheiat încă, nu și-a încheiat business-ul cu America, pentru că încă este acuzat de către SEC, de către Comisia de Valori Imobiliare, cu domnul Gary Gensler. Încă mai are un hop de trecut și acolo. Revenind la ce vă spuneam, eu cred că deja unul dintre factorii de teamă pe care noi aveam în piața asta cripto, legat de un colaps, unul dintre acești factori a fost eliminat, respectiv Binance. Nu ar trebui să mai vedem FAD în piața cripto, să zic, legat de acest aspect, pentru că lucrurile au fost rezolvate. Acum mai rămâne să vedem și sperăm să nu avem probleme în viitor cu partea de Tether și USDT, pentru că acolo iarăși este și acolo avem emoții, să zic așa. Dar nu știu exact cum lucrează Tether în Statele Unite, nu știu dacă pot să-i facă ceva sistemul juridic din Statele Unite, nu știu dacă poate acționa împotriva celor de la USDT. Au putut asupra lui Binance pentru că Binance avea un exchange Binance US deschis în Statele Unite. Drept urmare, tot ceea ce s-a întâmplat acum s-a întâmplat cu privire la acțiunile întreprise de Binance în Statele Unite. Deși Binance US era un procent destul de mic.
Am înțeles din conferința de presă că totuși Binance a generat undeva la 1,30 și ceva de miliarde de dolari în comisioane de la clienții din Statele Unite. Deci a făcut și ceva bănuți pe care acum se pare că trebuie să-i dea înapoi cu vârf și îndesat. În fine, vă spuneam mai devreme că din punctul meu de vedere un punct important din toată treaba asta a fost eliminat. Și putem să ne vedem în continuare de bull market. Putem să ne vedem în continuare de piața cripto, de ascensiunea ei care o vedeți cu toții în momentul de față. Și vedem că deocamdată încă funcționăm destul de bine. Luna octombrie a fost o lună pozitivă pentru piața, pentru Bitcoin și pentru piața cripto. Luna noiembrie pare să fie, cel puțin până în momentul de față, să fie la fel. Și apropo de asta, uitasem să vă zic ceva înainte de după ce a terminat Robică. Ce vreau eu să vă rog, să luați toate informațiile pe care vi le-a dat el legat de partea de analiză tehnică, raportat la ceea ce se întâmplă acum. Toate acele informații cu pragurile pe care el le-a văzut sunt legate de sentimentul actual al pieței. Dacă ceva se întâmplă grav sau pozitiv pentru piața cripto, e clar că scenariul se poate modifica oricând. Deci încercați să luați piața din aproape în aproape și să o tratați din aproape în aproape. În fine, revenind la subiectul nostru, vă spuneam că din punctul meu de vedere, unul dintre pericole a fost oarecum eliminat. CZ ați văzut că a demisionat, a lăsat și un mesaj în care a explicat că se va focusa mai mult pe partea de familie, se va focusa și a specificat și partea de DeFi. Și în momentul în care a specificat partea de DeFi, probabil că ați văzut marea majoritate dintre voi că tokenii DeFi au crescut foarte bine, Uniswap și încă alte câteva proiecte de genul ăsta, ca să vedeți cum reacționează piața. Și apropo de reacționat, de reacția pieței, cred că vă dați seama în ce moment al pieței ne aflăm. Cred că vă dați seama că în momentul de față, în piață, marea majoritate dintre cei care au rămas sunt cei care sunt aici long term. Sunt cei care au rezistat acestui bull market, sunt cei care au avut încredere în acest bull market în toată perioada asta. Au avut încredere în această piață, mă scuzați, nu în bull market. Au avut încredere în această piață în toată perioada asta de 2 ani de zile. Și din acest motiv, eu personal cred că de asta nu am văzut o panică generală în piață. N-am văzut o corecție pentru că totuși este o știre nu foarte bună pentru piață. Și CZ este emblematic pentru tot ceea ce se întâmplă în cripto. Putem să-l acuzăm, putem să spunem că nu știu, a făcut, n-a făcut, dacă a recunoscut înseamnă că probabil a făcut. Dar trebuie să îi dăm cezarului ce al cezarului. Omul ăsta a făcut foarte multe pentru piața cripto, Binance a făcut foarte multe pentru piața cripto și multe îi se datorează. Acum că a făcut sau că n-a făcut și a fost un bun samaritan sau că s-a orientat strict către profit, cred că este oarecum irelevant. Până la urmă nu te uiți dacă te ajută cineva. Și până la urmă reușești să faci ceva datorită acelui ajutor, nu cred că stai neapărat să te uiți de ce te-a ajutat sau dacă a câștigat ceva că te-a ajutat. Atâta timp cât pentru tine este ok. Eu la fel o văd și aici. Omul a făcut, nu știu dacă el are singurul exchange în care s-au întâmplat lucruri de genul ăsta. Nu știu dacă celelalte exchange-uri, mamă, toate sunt curate și Binance este singurul care a făcut lucruri de genul ăsta. Personal nu cred. Și atunci eu cred că trebuie totuși să îi mulțumim oarecum pentru tot ceea ce a făcut în piața asta cripto. Revenind, un alt lucru bun pe care îl văd eu și pe care probabil dacă cei care sunteți mai vechi în voi să țineți minte că am specificat deja, dar am specificat cu multă vreme înainte, am specificat de un an, de 2 ani de zile, nu știu de cât. Tot repet că din punctul meu de vedere nu este ok ca un exchange să aibă un asemenea control al pieței cripto, să ne expună unui pericol, unui colaps, pentru că la un moment dat deținea aproape 70% din tot ceea ce se întâmpla pe parte de tranzacții. Adică Binance a fost și este în continuare cel mai mare exchange.
Dar, cum vă spuneam în alte voice-uri care le-am avut, mi-ar place ca tot ceea ce înseamnă volumul ăsta de trading să fie splituit, să fie împărțit în mai multe direcții. Păi, să avem 10 exchange-uri care dețin fiecare câte 10%. Sau să avem 5 exchange-uri care dețin câte 20%. Sau să avem, nu știu, 10 exchange-uri care dețin 50-60% din piață și încă 10-20 care să dețină restul de 30-40%. Pentru că așa am evitat probleme de genul ăsta. În momentul în care cade unul, gata, panică în piață și totul să se ducă de râpă. Încet, încet, eu am specificat și în videoclipurile pe care le-am făcut și v-am mai zis și voi aici în voice-uri, Binance în ultimul an de zile a pierdut destul de mult teren. Au venit multe exchange-uri din spate care au venit și au mai luat un pic din cota de piață. Și ca un pont, să zic așa, vă recomand să vă uitați un pic către exchange-urile care au tracțiune și care... a căror token ar putea fi la un preț ok. Uitați-vă la OKX, uitați-vă la Bybit, pentru că sunt exchange-uri care cresc foarte, foarte tare și în condițiile în care Binance pierde în continuare cotă de piață, să ne înțelegem, cota asta de piață nu dispare pur și simplu și gata, nu o mai vedem. Nu, această cotă de piață este luată de ceilalți jucători. Iar în momentul în care două, trei exchange-uri încep să arate bine și să funcționeze bine, cel mai probabil și tokenul acestora va performa bine. Nu vă spun acum să mergeți să cumpărați o KB de la OKX sau să cumpărați mantle de la Bybit sau să cumpărați, nu știu, alți tokeni al altor exchange-uri. Vă zic doar să-i aveți în vedere. Și de ce nu, poate să vă faceți un plan, să vă faceți un calcul cu niște prețuri și poate să le găsiți un loc în portofoliu dacă credeți că vi se potrivesc. M-a întrebat cineva, cred că la un moment dat discutam zilele astea, aș vrea să iau niște BNB. Ok, acum întrebarea mea este următoarea. BNB-ul este undeva la 200 și vreo 30 de dolari, dacă nu mă înșel. A fost undeva către all-time high, către 700. În condițiile în care vedem ceea ce se întâmplă cu Binance, eu cred că Binance va rezista și va fi în continuare unul dintre exchange-urile de top. Nu știu dacă va rămâne în următorul bull market neapărat ca și exchange-ul numărul 1. Greu să-l dai jos, având în vedere cota de piață pe care o are, dar nu e imposibil din punctul meu de vedere. Dar dacă mă întrebați pe mine și dacă mă spune pe mine acum să aleg între BNB și un alt proiect, nu știu. Nu vreau neapărat să dau exemple. Stau și mă uit care este risk-reward-ul. Din punctul meu de vedere, câte X-uri pot să mai fac cu BNB? Credeți că BNB, chiar dacă Binance arată că este puternic și că rămâne în continuare cel mai mare exchange, credeți că mai poate să atingă all-time high? Poate că l-atinge, poate că se duce în 1000 de dolari. Ok, și ce am făcut? 4, ceva X, hai să zicem 5X de la prețul actual. La 5X de la prețul actual am discutat de 1000-1100 de dolari pe token. Ok, câți dintre voi ați intrat în piața asta pentru 5X? Cred că foarte puțin. Haideți să fim sinceri cu noi și să ne uităm că, încă o dată, ne uităm la proiectul de astăzi de pe CoinList care s-a listat și a făcut, nu știu, 3x, 4x și lumea nici nu se uită la el. Nu o să pentru ce să vând la 3x, 4x? În condițiile în care știm că piața cripto poate să ne ofere 10x, 20x, 30x, cred că marea majoritate dintre noi am intrat și am rămas în această piață și ne-am alăturat acestei piețe tocmai pentru că câștigurile pot să fie mult peste 2x, 3x. Ăsta este singurul motiv din punctul meu de vedere care ăsta este singurul motiv pentru mine pentru care nu aș sta să mai fac achiziție de BNB. Tokenul ajută foarte mult, puteți participa în launchpad, dar primiți o alocare pe proiectele alea și primim token dacă avem destul de mult BNB. Destul de mult BNB înseamnă 500-1000 de BNB, adică ca să primești o alocare decentă. Vă spun că cu 30, 40, 50 de BNB
e așa, e ceva alocare, dar destul de mică. În fine, lăsăm la o parte BNB-ul, până la urmă fiecare face cum consideră. Poate că mă înșel eu, poate că BNB-ul ajunge la 3.000, 4.000, 5.000 și nu-mi dau eu seama. Fiecare își face analiza cum consideră și investește în ceea ce consideră. Niciodată nu o să vă zic și niciodată n-am zis nici aici, nici pe videoclipuri, niciodată n-am zis la nimeni ce să cumpere. Pot să-mi exprim o părere despre un token și să vă spun ce fac eu. Mai departe, fiecare este stăpân pe banul lui. Revenind la discuția inițială, eu, așa cum vă spuneam, cred că de un hop am scăpat. Acum se vehiculează oarecum prin spate că, de fapt, toată chestia asta este oarecum un preambul pentru ceea ce va urma când vine vorba de acel Bitcoin Spot ETF, care e clar că trebuie să se aprobe. A venit chiar și un membru al SEC zilele trecute și a spus, efectiv a spus, a declarat că nu vede de ce nu ar fi ok să se listeze un Bitcoin Spot ETF. Dacă mergem un pic pe gura lumii și mergem pe o teorie a conspirației, nu uitați că Coinbase este cel care va furniza Bitcoin-ul, ca să spun așa, pentru BlackRock. În cazul unui pentru BlackRock. Da, custodial. Păi va fi furnizorul oarecum, cel care va ține Bitcoin-ul pentru BlackRock. Și nu doar pentru BlackRock, ci și pentru ceilalți care au aplicat, pentru că din ceea ce țin minte, cred că aproape toți l-au numit custode pe Coinbase. Și acum nu e cumva ciudat că toate se întâmplă acum și că avem tot fadul ăsta și toată situația care se întâmplă la nivel de Binance? Da, poate că așa trebuiau să fie lucrurile. Nu știu, mie mi se pare un pic cu sută coața albă, dar nu sunt eu în măsură să fac astfel de analize și nici nu am date clare care să dovedească treaba asta. Pot să-mi închipui doar și pot să cred doar că lucrurile s-ar putea întâmpla și așa. Este foarte posibil, dragii mei, să vedem acel Bitcoin Spot ETF cât de repede aprobat și cred că Binance US era, probabil că era oarecum un impediment pentru ei în toată treaba asta. Nu știu exact cum, care ar putea fi implicațiile, dar este posibil să influențeze cumva și acel Bitcoin Spot ETF. Și să-l vedem cât de repede posibil. Drept urmare, odată că s-a rezolvat prea o problemă cu Binance, dacă mai vedem și că vine Bitcoin Spot-ul de la ETF-ul Bitcoin Spot de la BlackRock și cel mai probabil, așa cum am menționat și așa cum se vehiculează, nu se va aproba doar un Bitcoin Spot ETF, se vor aproba toate. Adică, nu știu, 12 cereri, dacă nu mă înșel, sunt puse și vor fi 12 fonduri care vor putea să vândă acest Bitcoin Spot ETF. Aici iarăși avem scenarii că, de fapt, în momentul în care se aprobă acel Bitcoin Spot ETF, o să fie, de fapt, un sell the news și că toată lumea o să vândă când se va publica acest Bitcoin Spot ETF. Eu nu cred în scenariul ăsta, dar sunt pregătit și pentru un scenariu de genul ăsta. Eu cred că în momentul în care avem aprobat acel Bitcoin Spot ETF, chiar dacă o să fie, nu știu, corecție o să mai avem. Dar eu cred că suntem deja, bull market-ul a început de o perioadă de timp, de o lună, două, trei, ceva de genul. Cum am mai spus, cred că ne aflăm undeva la un nivel de 30% față de all-time high-ul care va fi pe Bitcoin. Adică undeva la 30% din de bull market. Eu așa cred că suntem în momentul de față. Aia înseamnă că mai avem încă șanse
nenumărate să ne alăturăm acestei piețe. Dacă până acum tot am stat și ne-am gândit, vine bull marketul, nu vine bull marketul, să investim, să ne investim. Eu personal vă spun că am achiziționat în perioada asta ori de câte ori am avut ocazia și ori de câte ori mi-a permis bugetul. Aș vrea să acumulez mult mai mult și acum, dacă mi-aș permite să acumulez cât aș vrea eu, dar până la urmă trebuie să mă întind când mi-e plapuma. Dar vă spun că în ultimele două luni cred că nu a fost săptămână să nu acumulez câte ceva. 1, 2, 3 proiecte, repet, depinde de săptămână și de cum am reușit să-mi fac calculele. Nu am de gând să vând foarte multe lucruri. Bineînțeles că dacă văd creșteri foarte mari pe anumite proiecte care nu neapărat mi le doresc eu să le păstrez în portofoliu și pentru bull market următor, am mai marcat profit pe aici pe acolo. Dar am marcat acel profit tocmai în ideea în care vroiam să cumpăr alte proiecte pe care le consider cu potențial mai mare pentru următorul bull market. Dar să stau și să vând doar ca să marchez profit și să-i țin fără să investesc, nu. N-am investit tot pentru că sunt, v-am spus și mai devreme, sunt pregătit și pentru o corecție. Dacă cumva piața se dovedește că îmi dovedește că am greșit și vedem corecție, mare, mică, cât o fie, sunt pregătit și pentru acea corecție. La fel cum v-aș indica și vouă să fiți pregătiți. Nu mergeți să vă aruncați acum direct în achiziții, că gata, suntem un bull market și cumpăr acum și aștept să vină bull marketul și să vând, pentru că vă spun că nu o să aveți răbdare. Chiar dacă cumpărați acum și mergeți să vă cumpărați de toți banii, o să vedeți că săptămâna viitoare apar ceva oferte bune, iarăși o să vreți să cumpărați. Nu o să mai aveți de unde cumpăra dacă v-ați spulberat toate fondurile. Și atunci o să fiți tentat să faceți, să jonglați cu ce aveți. Dacă îl vând pe ăsta că a crescut un pic și mă duc să cumpăr altceva și o să faceți greșeli din toată chestia asta. Dacă v-ați... Da, Lucian. Am și o întrebare. Să zicem că acum treaba cu CZ-ul și noi ne pregătim pentru un bull market și în februarie, să zicem că se întâmplă ceva mult mai nasol și USD-ul este... oarecum ataca și așa, noi în ce ne mai ținem? Să zicem că începe să pice piața de acolo. Pentru un Black Swan, cum ne putem acoperi? Păi avem două variante. Odată, să mergem în alte stablecoin-uri, care sunt în momentul de față, după USDT, USDC-ul este cel care este, să zic, cel mai bine văzut. Faptul că USDT-ul este... haideți, oarecum să-i spunem reglementat, este de la Circle, este inclusiv BlackRock, este investitor în Circle și implicit în USDC. Ok, am văzut și USDC-ul că a avut o problemă atunci cu băncile și am avut un DPEG pe USDC, deci n-am putea să spunem că e 100% safe. Dar dacă mă întrebați pe mine, eu personal am mai mare încredere în USDC, să zic, mi se pare că e mai reglementat. Pe de altă parte, USDT-ul, dacă a început, să zic, destul de timid el și dacă în continuare știm că are sediu prin tot felul de paradisuri din astea fiscale, faptul că nu a avut niciun audit, cel puțin nu știu eu, poate greșesc și s-a schimbat ceva între timp, dar nu a avut un audit de la o firmă, nu știu, externă cumva, care să vină să le verifice fondurile. Mi se pare, ei au făcut ceva audituri interne, dar na, degeaba faci audituri interne pentru că ar trebui să vină să te vadă cineva din afară că ești safe. Vedem ceea ce declară ei. Fac o grămadă de bani, efectiv o grămadă de bani. Țin minte că undeva, nu mai știu dacă nu mă înșel în vară sau nu mai știu când exact, Au avut profit, mi se pare că mai mare ca și BlackRock. Au început să cumpere și ei ceva Bitcoin. Au foarte mulți bani, foarte, foarte mulți bani USDT-ul. Deci dacă am stat să ne raportăm la... are foarte multe investiții. Adică ei susțin că este acoperit 100% și încă au și peste destul de mult.
și că toată această acoperire a fondurilor pe care le au, le au în bonduri și în tot felul de fonduri din astea din Statele Unite, care ar fi destul de sigure. Acum este ceea ce vedem. Nu știu ce e în spatele cifrelor și ce se întâmplă cu acel USD, dar ca să-ți răspund la întrebare, Lucian, întotdeauna, dacă să zic, ai o disponibilitate de stablecoin în momentul de față și stai cu ele trase pe dreapta, așteptând să mai prinzi câte o ofertă pe aici pe acolo, și să zic, vrei să investești, bă, ok, în stadiul ăsta al pieței, încă nu ți-e foarte clar ce vrea să facă piața, probabil ca și la mulți alții, și zici, bă, vreau să intru doar cu 10% din ceea ce am, dar în același timp aș vrea să le am în stable, să nu mă chinui să schimb iarăși din fiat și să i-am disponibil în cazul în care apare o ofertă din aia foarte scurtă. Atunci te duci și păstrezi o parte în USDT, o parte în USDC, poți să păstrezi odată o parte în DAI, care este descentralizată, da, discutăm de un stablecoin descentralizat, sau o altă variantă este să cumperi Paxos Gold, care este, unul la unul cu prețul aurului și care la fel se spune că este... Paxos este o companie destul de reglementată, ca să spun așa. Și nu vreau să greșesc, dar mi se pare că au făcut și o dovadă a faptului că Paxos Gold, tot ceea ce este emis din Paxos Gold, este acoperit de aur 100%. Trebuie să mai studiez pe asta și v-aș recomanda să citiți un pic înainte de a face o investiție de genul ăsta, să nu luați 100% ceea ce vă spun eu, este ceea ce efectiv, îmi amintesc acum, știu că am citit la un moment dat, nu știu dacă s-a mai schimbat ceva, care sunt lucrurile acolo, dar ar putea să fie o variantă Paxos Gold. Pentru că dacă ne uităm la volatilitatea aurului, nu e atât de mare, adică riscăm să pierdem cât 2, 3, 4, 5%. Ba, dimpotrivă, am putea chiar să câștigăm dacă prețul aurului crește. Deci variante sunt, Lucian, nu-ți face probleme că nu ai... nu o să ai ce să faci cu stable-ul. Până când o să fie problemă cu USDT-ul, împarte-le în 3, 4, 5 stablecoin-uri și o să stai mai liniștit. O altă variantă? Cu drag. Era un tip care tot zice de Binance că o să pice, că o să pice, că în America e nasol și că a făcut și niște manevre cu USDT-ul și se așteaptă să cadă și USDT-ul odată cu CZ. Da, adică stai să vedeți că stai de-abia începutul, că sunt niște chestii mai... Deci, proroci de genul ăsta, eu vă recomand să nu stați să vă uitați după ăștia care declară sfârșitul lumii, care sunt extrem de autoritari în tot ceea ce spun. Pe mine m-ar interesa dovezile pe care le are, pentru că dacă vii să... Și aici în cripto lucrurile sunt foarte simple. Toate dovezile se pot vedea foarte simplu pentru că se întâmplă on-chain. Blockchain-ul este mega transparent și nu poate să vină cineva să te mintă când vine vorba de niște tranzacții. Personal nu cred, cel puțin nu în stadiul de față. Din punctul meu de vedere, ce a fost problema cu Binance în momentul de față a trecut. Putem să ne vedem în continuare de treabă. Piața nu a reacționat efectiv nici cum. Adică a zis, ok, bine, mă las jucul de cap ăsta. La revedere, noi avem treabă. Noi ne vedem de Bitcoinul nostru, de piața noastră și așa mai departe. Și vă spuneam mai pe la început că asta demonstrează încă o dată că lumea nu mai este atât de naivă. Lumea nu mai... crede toate poveștile care se aud și, drept urmare, nu am mai văzut panică în piață. Ba, dimpotrivă, am avut și o creștere. Și vedem în continuare anumite proiecte și nici nu m-am uitat, efectiv nu m-am uitat astăzi cât e Bitcoin. 37.286 în creștere în ultima săptămână cu 2,2%. Adică noi am avut dita mai știrea în piață, care în alte condiții făcea dita mai valuri și cu tremure în piață, și piața cripto a zis, bine, ok, hai, sictir,
că noi avem altceva de făcut. Uitați-vă că lumea nu mai reacționează și nu mai reacționează pentru că v-am spus, marea majoritate din cei care se află în momentul de față în piață sunt cei care au rezistat 2 ani de zile unui bear market și care nu mai cred toate poveștile spuse de unii și de alții. Ei știu foarte clar că o să vină bull market-ul, că o să vină în 3 luni, în 5 luni, într-un an sau o să vină în 2025. Sunt detalii, dar devenit o să vină. Și lumea nu mai este dispusă să-și vândă acum, ok, am cumpărat BNB sau cumpărat Avalanche sau Solana sau Elrond, am cumpărat la un preț foarte bun, de ce l-aș vinde acum? Panicat că piața să-l vând acum, de ce? La fel cum probabil foarte mulți au înțeles deja că ping-pongul ăsta cu ei, vând acum că a crescut 20% ca să-l cumpăr mâine mai ieftin, nu înseamnă decât pagubă în cele mai multe cazuri. Și atunci, marea majoritate au zis, ok, bă, nu mai vreau să vând. O să-l vând în 2024, 2025 sau la 5x, la 10x. Acum nu-l vând că a scăzut cu 10%. Ba, dimpotrivă, uitați-vă că fiecare dip pe care îl vedem în piață, fiecare corecție pe care o vedem în piață, lumea se aruncă repede, repede și cumpără. Că vede prețurile foarte, băi, e super preț ăsta, îl cumpăr. Și piața deja stă foarte bine la capitolul ăsta. Eu aș zice să nu bagi în seamă teoria asta conspirației, dar na, este părerea mea. Poate omul cine știe ce știe și de unde știe. Dar ce s-a întâmplat cu Binance e gata, s-a tras linie. Da, deci s-a tras linie. Omul a recunoscut, este ok, au ieșit, au aplaudat toți, mamă ce au reușit să facă, 4.300.000.000 de dolari. Într-adevăr, s-au umplut un pic sarsanaua cu bani. Ok, acum lasă pace, ce să-i mai facă? S-a mai trezit SEC-ul săptămâna asta să se îndrepte asupra lui Kraken, care e un exchange reglementat în Statele Unite și care funcționează foarte bine. Dar au venit pentru că efectiv nu mai au ce să facă. S-au legat de cel mai mare, de Binance, s-au legat de cel mai mare, de Coinbase. Uitați-vă că piața nu reacționează nici cum, adică efectiv nimeni nu mai este curios de acțiunile SEC, Doge și alte instituții din statele, încă de fapt astea sunt cele care atacă permanent. Și atunci s-au dus, bine, hai ne ducem asupra lui Kraken. Voi aveți impresia că cineva, lucrurile astea se vor întâmpla altfel de cum vrea BlackRock și Larry Fink, care e cea mai mare instituție financiară din lume? Acum, nu vreau să fiu rău și repet, nici nu fac politică că nu mă pricep. Dar eu vă spun că toți măscăricii care au apărut la conferința de presă, ăia stau drept în fața lui Larry Fink de la BlackRock. Sunt aproape convins de asta. Nu vin să declar cu punct și virgulă, că, repet, n-am de unde să știu, dar cam așa se întâmplă lucrurile. Cam așa se întâmplă lucrurile în cam toate țările astea. Aveți impresia că țările sunt conduse de către politicieni? Nu, sunt conduse de către politicieni, dar cu lobby din partea celor cu bani mulți. Iar în momentul de față, cei cu bani mulți în Statele Unite sunt BlackRock și Fidelity și încă alte câteva companii de genul ăsta care au aplicat pentru un Bitcoin Spot ETF. Păi și dacă vine ăla care rulează cei mai mulți bani în țara aia și care îți face cei mai mulți bani și care probabil face lobby în toate direcțiile și spune, prietene, trebuie să aprobe acel Bitcoin Spot ETF. Păi de ce? Păi că așa vreau eu. Pentru că vreau eu să-l vând. Da, șeful, să trăiți? Când trebuie să-l aprobăm? Eu cred că cam așa se întâmplă lucrurile. Nu-l luați de bună. Este părerea mea, eu așa văd lucrurile. Cred că toată chestia asta e oarecum regizată. Cu siguranță merită ce s-a întâmplat, dacă mă întrebați pe mine. Atâta timp cât nu a respectat legislația, trebuie să plătească amendă, pentru că dacă omul a știut că e interzis și totuși a continuat să facă treaba asta, atunci este normal să-și ia amendă. Dar de acolo și până la a ne mai face noi griji că nu vedem Bitcoin Spot ETF sau că SEC și alte instituții din Statele Unite o să oprească chestia asta, eu vă spun sincer că cred că n-au nicio șansă și că deja cărțile sunt făcute,
Eu cred că datele sunt stabilite, totul se știe, doar că trebuie respectați niște pași. Probabil că unii mai încearcă să se împotrivească într-un fel sau altul, dar finalitatea este una pe care cred că marea majoritate dintre voi o știți. Vom vedea acel Bitcoin Spot ETF în decurs de câteva zile, cel mai de câteva corfi 30, 50, 60. Deadline-ul este undeva 10 ianuarie. Cât mai avem până în 10 ianuarie? Suntem în 23 noiembrie, cât are luna asta? 31. Sunt 7, 8 zile sau 30 noiembrie, cât are? Cred că 31. 8 cu 30 sunt 38, 48. Deci mai avem acolo. Are, da. Deci mai avem vreo 40 ceva, 50 de zile până când în teorie vom vedea un Bitcoin Spot ETF, dacă nu și mai devreme de atâta. Pentru că tind să cred că cumva o să-i dea drumul mai devreme, că nu știu dacă au ei chef chiar imediat după anul nou, după Revelion, să vină cu să-l aprobe. Nu știu ce să zic. Na, în fine, e o chestiune. Discutăm doar de câteva zile. Adică am stat noi 2 ani de zile în bear market și am rezistat. Ce mai e că mai stăm încă 30-40 de zile până să vedem acel Bitcoin Spot ETF aprobat? Și de ce nu să vedem încă o dată că de fapt nu trebuie să vedem bull market atunci, să vedem că se confirmă faptul că suntem în bull market, că suntem în bull market de vreo 2 luni de zile, de vreo 3 luni, de când tot crește Bitcoin-ul ăsta. De fapt, ăla este doar o confirmare că pe moment, nu știu, cineva are posibilitatea să manipuleze piața și să vedem panică, să vedem niște corecții, să vedem că Bitcoin mai scade 3, 5, 7, 10%, nu știu, se duce în 30.000 sau în... Da, este posibil orice. Dar din punctul meu de vedere nu mai vedem Bitcoin-ul la 15.000, 17.000. Cel puțin la informațiile pe care le avem acum, la datele pe care le avem acum, nu cred că mai vedem Bitcoin pe la prețul respectiv. Încă o dată, recomandarea mea este că dacă stați cu bani pe trași pe dreapta în speranța că îl prindeți pe la 15-17.000 și nu luați nimic acum, nu știu neapărat dacă este abordarea corectă. Eu, unul, nu aș risca să stau cu toți banii trași pe dreapta acum în speranța unei corecții. Aș lua pentru că sunt unele proiecte care în continuare sunt încă la prețuri foarte bune. Uitați-vă la tokenii platformelor de IDO, cât de bine au crescut în ultima perioadă. De ce? Pentru că cum a început să răsară puțin ghiocei în piața asta cripto, cum au început să funcționeze și IDO-urile și au început să meargă foarte bine unele dintre ele. Foarte bine, repet, nu putem să ne raportăm la bull market-ul full pe care l-am avut în 2021, când X-urile erau de 10, 20, 30, 50 sau 100X. Avem și acum 5X, 6X, 7X, sunt încă proiecte care cât de cât au mai funcționat destul de bine. Și uitați-vă că tokenii platformelor de IDO au crescut destul de bine. De ce? Pentru că lumea se pregătește pentru bull market. Ce se întâmplă în bull market? Partea de IDO-uri este una din cele care funcționează cel mai bine. Și foarte multă lume se pregătește deja să-și facă cât de cât niște tire-uri pe platformele astea, să nu mai rămână iarăși ca săracul pe la poartă să vadă că nu poate lua nimic sau că ia de 3, 5, 7 dolari alocare. Nu, toată lumea vrea să ia cât de cât o alocare decentă și încep să-și facă taiere pe exchange-uri. Toată lumea vede că funcționează destul de bine partea de AI, că DeFi rămâne pilonul important din piața cripto și probabil va rămâne încă multă vreme de aici înainte. Pentru că DeFi, proiectele DeFi din piața cripto este, ați putea să comparați cu ceea ce reprezintă băncile pentru sistemul tradițional. Deci cam așa ați putea să traduceți DeFi. Și atunci lumea merge și ea DeFi, pentru că sunt o grămadă de platforme care au lending, borrowing, adică poți să mergi să împrumuți bani de la ei, poți să le dai bani cu împrumut. Și lumea, chiar dacă voi nu practicați sportul ăsta și nu mergeți să folosiți platforme de lending și borrowing, cum e Aave, chiar dacă nu le faceți voi, să știți că sunt foarte mulți care merg, pun colateral, adică au 10 Bitcoin, de exemplu, sau au 100 de Ethereum.
Ok, omul are nevoie de lichiditate. Nu vrea să-și vândă Ethereum. Pentru că știe că ăsta nu e un preț de vândut Ethereum la $2000. Și se duce și își pune 100 de Ethereum colateral și ia un împrumut de 10 Ethereum. Adică stă și bine din punct de vedere al acoperirii, încât să nu fie lichidat. Și omul ia 10 Ethereum, care înseamnă $20,000, și merge și își face investițiile. Iar dacă îl duce capul, cu aia $20,000, poate îi dublează într-o lună, două, se duce și plătește împrumutul cât îl are și uitați-vă că a făcut și profit și nu și-a vândut nici Ethereum-ul. Deci vă spun că platformele astea de lending, borrowing, piața de DeFi în general va fi una care în continuare va funcționa foarte bine și în bull market următor. Iar parte de narrative, cu siguranță o să mai avem multe. Poate facem un voice separat pentru ce narrative este posibil să performeze în ciclul următor. Dar na, un alt semn de bull market este în momentul în care vedeți că explodează iară meme coin-urile. Și mai vedem, ci că auzeam astăzi pe undeva, mi se pare că a apărut ceva proiect meme, iarăși nou, tranzacționat de mama focului zilele astea. În fine, nu o să vă dau numele că nu vreau să îl căutați și să mergeți să luați ceva de acolo. Pentru că efectiv, eu doar l-am auzit într-un podcast și am auzit că mai mulți traderi au cumpărat și că e FOMO pe el, că toată lumea a cumpărat. Dar de obicei când toată lumea a cumpărat și se discută de el, probabil e mai bine să stați în banca voastră să nu vă atingeți de el. În fine, memecoin-urile, să știți că este un fel de vestitor al primăverii, da? Cum se întâmplă cu ghioceii, cam așa sunt memecoin-urile pentru bull market. În momentul în care vedeți că e nebunie de nebunie pe memecoin-uri, e încă un semnal destul de puternic că s-ar putea să bull market-ul să fie cât mai aproape decât credem. Acel bull market, repet, pe care îl așteaptă multă lume, cu Bitcoin la valori din alea impresionante. Da? Bun. Deci cred că suntem într-o perioadă destul de avansată. Destul de avansată, înseamnă 20-30% din bull market. Eu pe acolo văd. Adică mai avem încă vreo 70% până pe all-time high și până la ce va însemna acest bull market, care se vehiculează că ar fi cel mai mare bull market care există vreodată pentru piața crypto. Vom vedea destul de mulți bani și este foarte posibil să fie cam ultimul atât de permisiv, să zic, cum am mai avut noi până acum. Odată ce trece acest bull market, care va veni cu multe, probabil va veni cu multe reglementări, vedem cum am văzut și în conferința asta de presă, cum amenință ei toate exchange-urile și pe toată lumea care nu respectă legea, care nu. Și e ok. Până la urmă, e mai sigur și pentru noi dacă se respectă niște legi și dacă există o reglementare, măcar. Trebuie să luăm, putem să ne uităm și în partea bună a lucrurilor. Poate că am mai liniștit niște CEO-uri și niște exchange-uri și niște persoane care se gândeau într-un fel sau altul să facă lucruri mai pe sumână, să zic așa. Poate că i-a mai liniștit un pic. Mai vedem și pe Sam Bankman-Fried, care se duce bine mersi la închisoare. Și o chestie iarăși sar de la una la alta. Nu vi se pare o chestie hilară totuși că a venit procesul lui CZ este înaintea procesului lui Sam Bankman-Fried? Nu este oare un pic așa ciudat? Adică CZ este judecat mai devreme. Sam Bankman-Fried mi se pare că are proces undeva în martie și CZ l-are în februarie. Sam Bankman-Fried, care a eludat efectiv, a furat fonduri de 7 miliarde de dolari sau ceva de genul. Și pe ei de CZ, care a făcut lucruri oarecum care n-au respectat legea, hai să spunem așa.
Și e și judecat mai repede. Da, interesant totuși ce se întâmplă pe acolo. Nu vreau să mai revenim asupra subiectului, că deja l-am discutat și probabil ați înțeles în inima cam despre ce e vorba cu Binance. Acum, am văzut foarte multă lume panicată că ce se întâmplă cu Binance Smart Chain, că dispare rețeaua, că nu mai putem face tranzacții, că ne dispar tokenii din Binance Smart Chain. Dragii mei, trebuie să subliniem și este extrem de important de înțeles că Binance Smart Chain este o entitate tehnică distinctă față de platforma Binance DCZ și este gestionată în principal de tehnologia blockchain. Nu are nicio treabă. Nu se va întâmpla nimic. Ce se poate întâmpla? Da, să fie panică. Multă lume să nu înțeleagă că Binance Smart Chain nu are nicio treabă cu Binance și cu CZ. Că o să poată să aibă Binance Smart Chain probleme, asta, problemele pot să provină din, nu știu, o funcționare anormală a chain-ului. Din faptul că multă lume nu înțelege, se panichează și începe să retragă banii și rețeaua să nu mai fie atât de safe și să nu se mai ruleze atât de mulți bani. Dar eu vă spun sincer că nu cred asta. Dar nu trebuie să ne facem, cel puțin din informațiile care există, nu trebuie să ne facem nicio problemă legat de Binance Smart Chain când vine vorba de CZ și de Binance. La fel cum nu trebuie să ne facem nicio problemă legată de Trust Wallet. Da, Trust Wallet se află în aceeași situație în care se află și Binance Smart Chain. Trust Wallet a fost cumpărat într-adevăr de către Binance în, nu mai știu când a fost exact cumpărat, dar a fost cumpărat de Binance, dar Trust Wallet funcționează la fel și ca și Binance Smart Chain. Este separat. În cazul în care, nu știu, aveți o problemă cu wallet-ul, vă luați fraza de recuperare și mergeți și vă importați într-un alt wallet. Deci nu aveți de ce să vă faceți grijă. Numai o secundă să-mi pun laptopul la încărcat, mi se descarcă. Dacă vrea cineva să ia cuvântul, e binevenit. Nu vrea nimeni. Mamă, ce liniște. Dragii mei. Da, trebuie să vorbiți și voi. Nu mă lăsați numai pe mine, că efectiv se ocupă de. Nu vrea nimeni. Ce să zic? Nici nu știu dacă să mă bucur sau nu. Gata. Deci, lăsați deoparte grija legată de Binance Smart Chain și de Trust. Când vine vorba de ce se întâmplă cu Binance aici, pe bune, dacă știu ce să zic. Nu uitați că am recomandat întotdeauna să nu vă țineți banii. Emil, o să-ți oprezi microfonul, cred că l-ai deschis din greșeală. Dacă nu l-ai deschis din greșeală și vrei să ne spui ceva, scrie în chat, te rog. Sau intră și spune-ne. Legat de ținutul banilor în Binance, nu uitați că eu v-am spus din totdeauna. Și nu are legătură cu Binance. Banii nu se păstrează pe exchange. Exchange-ul poate să aibă parte de un hack, poate să se întâmple foarte multe lucruri. Pe exchange păstrăm doar banii cu care facem trading zilnic, să zic. În rest, banii nu se păstrează pe exchange. Banii se păstrează în wallet. Nu vă caliciți la un fee că trebuie să plătiți 2-3 dolari, 5 dolari fee de trimis din exchange în wallet. Mamă, nu vreau să plătesc, că comision. Și gândiți-vă că puteți să vă pierdeți toate fondurile din exchange și vedeți dacă acel 3-5 dolari mai pare scump în momentul în care vă pot dispărea toate fondurile din wallet. Eu vă spun să nu faceți treaba asta și fără să discutăm că este Binance, că este Coinbase, că este orice alt exchange, nu păstrați banii în exchange. Din punctul meu de vedere, cred că situația cu Binance este oarecum, în linii mari, este clarificată. Nu ar trebui să mai vedem foarte mult FUD la adresa lui Binance. Cu atât mai mult cu cât
CZ a fost tras pe dreapta, că a plecat, a zis el că demisionează și a, cu siguranță el a făcut chestia asta, el a demisionat, dar nu poate să vină nimeni să-mi spună că asta și-a dorit. Omul a fost obligat de împrejurări. Dar oricum, partea cu Binance este, era Binance US, este o entitate separată de Binance Europa, așa că au făcut ei mix de fonduri și de ce au făcut pe acolo, dar noi pe Europa probabil nu să facem Binance așa multe griji. Există Binance US și Binance Internațional. Momentan în Europa Binance funcționează ca și Binance Internațional. Internațional, adică, am înțeles. Probabil că în 2024 sau când avem MiCA, poate că vom avea și acolo niște reglementări și va trebui să se adapteze. Dar greu să-l dai pe Binance la o parte în momentul de față. Foarte lume, multă lume e obișnuită acolo, tot acolo tranzacționează. Na, rămâne de văzut dacă Binance s-a retras. Să nu uităm că CZ este o figură emblematică în piața asta cripto. Foarte multe lucruri s-au întâmplat datorită lui. El a făcut și acel fond SAF, în care erau, dacă nu mă înșel, peste un miliard de dolari adunați pentru a sprijini anumite evenimente catastrofale, să zic, din piața cripto, pentru a ajuta anumite proiecte în cazul în care aveau probleme mai mari. Da, probabil că o fi făcut el multe care nu sunt ok, dar în același timp trebuie să ne uităm și la lucrurile care le-a făcut ok. Și trecem, nu mai discutăm de CZ, că este deja prea mult. Nu are sens să, în momentul de față, nu are sens să vă panicați despre legat de Trust Wallet și de Binance Smart Chain. Sunt entități separate, nu are nicio treabă una cu cealaltă. Că trustul este al lui CZ sau al lui Binance, da, dar nu poate să vină să închidă trustul. Dacă, probabil, nu știu, developerul ea cine îi plătește, dacă bă, l-a cumpărat Binance, dar nu are nimeni niciun interes să facă treaba asta, pentru că până la urmă se câștigă fiuri din wallet-ul ăla. În momentul în care trimiteți, în momentul în care poate faceți un swap sau vă conectați, spune, trustul face bani de acolo, să nu credeți că face voluntariat. Bun. Legat de, mai aveam ceva oare legat de toată situația asta? Da, mai există încă, am mai văzut ceva discuții legate de faptul că există niște retrageri destul de mari din Binance în momentul de față. Da, dacă omul trebuie să plătească anumit, mi se pare ca și virat, dacă nu mă înșel, nu știu dacă a virat toți banii. Repet, n-am putut să fiu foarte activ astăzi să studiez, să citesc, doar ce am auzit, mi se pare ca și plătit deja ceva bani. Se mai discută că s-au retras o cantitate destul de mare de BNB din, nu de BNB, de Bitcoin din Binance și că în același timp 5.000, 12.000 de Bitcoin, dacă nu mă înșel, din care 5.000 se pare că au ajuns prin Coinbase. Mă, nu știu dacă user, mister, cam, nu știu, cam 1.300.000 de user, am înțeles, dar nu știu cât au scos până la urmă de acolo. Da. Nu știu ce să zic. E, până la urmă, a reușit cineva să se uite pe something went wrong. Nu reușesc să mă uit pe cât are Binance în momentul de față. Dacă reușește să uite cineva pe Arcam, nu știu, poate nu merge doar mie. Inflow, outflow. Ia să vedem ce avem pe outflow. Ce s-a retras? Bine, astea sunt toate tranzacțiile, unele dintre ele sunt de 200 de dolari, de 5.000 de dolari, de 30 de USDT. Dar nu o să pot să stau 100%. Aia de 5.000 a mea, că n-a reușit să schimb aici. E bună.
ce mai aveam legat de Binance? Stați să vedem dacă mai aveam ceva și mi-a scăpat mie. Nu, partea de trust va mai partea de trust v-am spus că nu are nicio importanță. Da, rezervele, v-am zis, rezervele de Bitcoin ale lui Binance au ieșit un pic în ultimele zile și cei de la CryptoQuant au văzut că rezervele Coinbase au crescut cu aproximativ 12.000 de Bitcoin, în timp ce cele ale Binance au scăzut cu 5.000 de Bitcoin. Deci era invers de cum am zis eu. 12.000 de Bitcoin au intrat în Coinbase și Binance a pierdut 5.000 de Bitcoin. Acum, cum întreba cineva mai devreme și spunea că Lucian, cred că ne spunea, că era, nu știu, o anumită persoană care a zis că o să fie probleme cu Binance. Să știți că foarte multă lume se duce și reacționează pe baza acestor informații. Și panicați, se iau, își mută fondurile. Da, știți cum e asta? Le mut dintr-un exchange într-altul. Păi n-am făcut nimic așa. Efectiv n-am făcut nimic. Dacă tot vrei să-ți muți fondurile, care nu ar trebui ținute pe exchange, mai repet încă o dată, dacă tot vrei să le muți și te-ai panicat că se întâmplă ceva cu Binance, repet, eu nu vă spun că nu s-ar putea să întâmple. Nu văd de ce s-ar mai întâmpla ceva acum. Dar Dumnezeu cu mila, cine știe ce se poate întâmpla? Și nu o să vă zic eu, țineți-vă sau nu vă țineți bani acolo. Am zis-o din totdeauna, nu vă țineți banii pe exchange. Că o să fie sau nu o să fie alte probleme, personal nu cred. Dar, da, piața asta nu face ce cred eu. Și Binance nu o să facă ce cred eu. Binance o să facă ce vrea el. V-am zis, dacă este ceva ce mă bucură pe mine, este unul că încet încet Binance va pierde din supremație și vedem că o să avem mai multe exchange-uri în care putem să avem încredere, să zic, sau cu cărora să le acordăm încredere. Și încă un lucru în plus, faptul că am scăpat de un gând. Ok, Binance nu mai este neapărat un pericol pentru nimeni, deci putem să ne vedem în continuare de piață. Vă mai spuneam de faptul că cu toate astea Binance mai este încă este acuzat și de SEC și acolo va trebui să vedem ce se va întâmpla, pentru că și acolo sunt acuzați de încălcarea legilor federale privind valorile mobiliare. Da, pe de altă parte, haideți să luăm partea pozitivă și să ne gândim că tot acest lucru poate fi privit ca înlăturarea unei amenințări prelungite asupra industriei, care și probabil multă lume a stat un pic deoparte până când a văzut că s-a rupt odată pisica în două și cu Binance. Bun, dragii mei, cred că legat de ce s-a întâmplat cu Binance și de situația actuală și de faptul că trebuie să stăm liniștiți, să ne vedem în continuare de treabă, să ne vedem în continuare de bull market, să ne vedem în continuare de piață care este pozitivă, să ne uităm de trendul care este unul pozitiv și momentan să încercăm să profităm de ceea ce avem acum. Ce se poate întâmpla mâine, poimâine, peste o săptămână? Că avem bull market, că avem bear market, că vine collapse, că nu vine collapse, că astea sunt situații care trebuie tratate în momentul în care apar. Dar deocamdată, când totul este verde, când piața crește în continuare, tu să te apuci să tot bați ca și capo, tot bați apa în piuă, că e bear market, că de aici corecție, că Binance, o să vedem dezastru în piață. Ok, prietene, tu spui asta de un an de zile. Într-un an de zile unii au făcut o grămadă de bani pe această piață în creștere. No, puteți să-i tot ascultați pe ea și să rămâneți în continuare bearish, să lipsiți din piața asta sau să nu vă bucurați de creșterea Elrond de la 20 la 40 la 50 ceva, să nu vă bucurați de Solana care a crescut la 67, să nu vă bucurați de Avalanche care s-a dus în 23-24 și a fost sub 10 dolari. Ok, no, cine a stat deoparte în toată perioada asta, a stat și s-a uitat la cei care au făcut bani până acum.
Momentan, piața ne spune că suntem pe un trend pozitiv. Momentan, piața ne arată că se fac câștiguri. Momentan, piața ne arată că Bitcoin este destul de solid la valoarea la care se află acum și că șansele să vedem corecția pe care o visează foarte mulți, pentru că toată lumea, știți cum e, de fapt, toți cei pe care îi vedeți voi acum urși prin piață, eu zic că în mare parte sunt cei ofticați că n-au cumpărat când trebuia cumpărat. Și acum stau în speranța că poate, poate vine corecția aia și mai văd Bitcoin la 20.000, că atunci o să iau. Nici atunci nu o să ia. Că atunci ai deștept și o să creadă că se duce în 15.000. Lucrurile astea s-au întâmplat, se întâmplă și se vor întâmpla în piața asta, pentru că așa funcționează piața. Întotdeauna trebuie să fie și carne de tun. Trebuie să fie persoane care cred că-s mai deștepte decât piața, care cred că-s mai pot să reacționeze mai bine decât piața și se duc tot contra ei. Probabil că se va trezi și capul și alții care sunt tot urși cu Bitcoin pe la vreo 60.000, atunci se va trezi și el să zică: "A, e bull market. Intrați, e bull market. Prietene, e târziu. De la 60 ceva de mii mă gândesc să încep să vând. Nu atunci să intru. Eu de atunci mă gândesc să încep să vând. Când ajunge la all time high, încep să fac exit. Ușor, nu cu tot. 5%, 10% din portofoliu, așa, pe lună, pe la, în funcție de cum funcționează. Nu uitați că piața de altcoin-uri, dacă vă uitați un pic în ciclu trecut, încă a funcționat foarte bine câteva luni de zile după ce Bitcoin-ul a atins all time high-ul și a început corecția. Corecția mai mică, mai mare, dar altcoin-urile încă s-au bucurat de o perioadă bună, de câteva luni de zile, încă în decembrie, ianuarie, încă se mai făceau bani pe unele altcoin-uri. Ce discutăm de perioada aia? Că trebuie să ne uităm numai la anul ăsta. De la 1 ianuarie și până în momentul de față, am avut o grămadă de momente și de evenimente cu proiecte care au crescut, cu narrative care au funcționat foarte bine, de la AI, la Ordinals, la BRC20, la... Am mai avut ceva. Ce am mai avut? Îmi scapă mie. AI, Ordinals... Haideți că am mai avut un. Am avut Memecoin la un moment dat, cu Pepe, care a rupt tot. Deci, bani, dragii mei, se fac în orice perioadă a pieței. Boții de Telegram. Boții de Telegram, bravo, Zamon, se mersi mult, așa este. Boții de Telegram care efectiv au rupt toate normele și au făcut sute de X-uri. Deci, eu zic că n-a fost, anul ăsta n-a fost deloc unul rău. N-a fost un an dificil. Să ne uităm că probabil am avut perioada aia de vară când efectiv nu se întâmpla nimic în piață. Dar vă spun că interesul a revenit în piață. Interesul a revenit pe canalele sociale, interesul a revenit pe vizualizări, interesul a revenit pe începe să intre încet încet și retail-ul. Da, retail-ul, ăștia care revin acum în piață, marea majoritate sunt cei care se vor panica că a fost arestat CZ, pentru că este foarte posibil ca în februarie să îi se dea un an, doi de închisoare. Nu se știe. Este posibil. Sau poate îi dă iarăși amendă și cu asta basta, încheiat. Dar posibil să vrea să mai dea un exemplu pe lângă Sam Bankman-Fried. Orice este posibil. Dar e clar că cei care se vor panica și vor vinde vor fi cei care intră acum iarăși. Că vedem și noi inclusiv aici comunitate, persoane care nu au mai intrat de luni de zile, nu au mai intrat de mai bine de un an de zile, hop, apar. Ceea ce este foarte bine, eu mă bucur. Dar din păcate au pierdut foarte, foarte mult. Au pierdut o grămadă de narrative care între timp au venit. Au pierdut o grămadă de proiecte care încă au venit și au demonstrat că ar putea să fie niște proiecte cu potențial și ei nu le știu. Gen, nu știu, am văzut că e foarte multă discuție pe Celestia, am văzut că e foarte mare discuție pe PIT sau cum se numește acest proiect care vrea să fie mai bun decât Chainlink. Și câte multe, vedem Ordi, vedem NFT-urile de pe Ordinals. Păi gândiți-vă că cei care au ieșit din piața asta de vreo 2 ani de zile o să fie carne de tun.
efectiv o să fie carne de tun, pentru că nu o să înțeleagă nimic din, din piața asta nouă. Discutăm de o piață care se schimbă de pe azi pe mâine. Discutăm de narrative care se schimbă. Discutăm de proiecte care apar și prin tracțiune de pe azi pe mâine. Dacă intri odată la 2 ani de zile și mai ai pretenția să faci și dita mai profitul în următorul bull market, da, ce pot să zic, în afară de multă baftă și noroc, că cred că doar baftă și noroc poate să te facă să îți faci un portofoliu și să-ți faci un, un câștig, un profit foarte bun dacă intri așa din an în Paști. Na, oricum, toată stima pentru cei care au rezistat în perioada asta, care au studiat, s-au uitat, au învățat ce au. Știți cum e, că nu vine nimeni să ne dea examen, să ne întrebe cât am învățat, că până la urmă nu trebuie să o facem pentru noi, trebuie să o facem pentru noi. Și știți cum e, atâta timp cât dacă astăzi știu mai puțin ca mâine, dar mult mai mult decât ieri, eu consider că mi-am făcut treaba în ziua respectivă. Și cam așa vine, cred că și pentru partea asta cu ce să investim și unde să investim în cripto. Stăm, citim, ne uităm, dar noi am stat în toată perioada asta. Am stat în toată perioada asta de 2 ani de bear market și am învățat. Stau și mă uit acum, eu sunt convins, o să apară, mamă, o să vedeți cât ai guru o să fie peste un an, doi, de oameni în cripto care știu să vă spună cum să faceți cripto, să vă vândă tot felul de lucruri, că au venit și au înțeles piața acum într-un an de zile. Dacă vă uitați, există persoane și există creatori de conținut care au publicat aproape în fiecare zi și în bear market. Chiar dacă vă spun că este mega frustrant să stai să vezi că muncești pe videoclipuri, pe postări, pe unele și interacțiunile sunt la cote minime. Și asta s-a întâmplat în perioada în care am avut momentele alea din piață în care nu se întâmpla nimic. Da, ce vreau să subliniez este că începe să revină interesul. Și asta se vede din interacțiunile pe care, nu mă refer la canalul meu sau la comunitatea noastră. Eu mă uit la marile canale. La marile canale care aveau câte 30, 40, 50 de mii de vizualizări și acum au câte 100 de mii. Repet, nu fac comparație cu canalul meu, dar și acolo văd pe statistica de la YouTube și pe Twitter. Există un interes mult mai mare decât era înainte. Ce ne spune asta? Că foarte multe persoane încep să se întoarcă în cripto. Și când vedem și partea asta de retail, că începe să intre așa încet, încet, pentru că așa fac, prima dată intră, știți cum e, bagă un deget numai în apă să vadă, parcă e destul de plăcută. Și când au văzut și mai intră și mai discută și mai ascultă pe unul și pe altul și văd că au performat și că proiectul ăla s-a listat și ăla, păi all in, știți cum o să intre, eu o să intre all in. Pentru că ei nu au stat în perioada asta să învețe să facă dollar cost average, nu au stat și nu au ascultat de nimeni acum, băi, nu te duce și nu cumpăra un token când tocmai s-a listat, că e o grămadă de și îl vezi crescut nu știu unde și ai impresia că mai face încă 10x de aici. Ei n-au stat să învețe lucrurile astea. Ei o să intre iarăși, cum vă ziceam, exact carne de tun și o să intre să cumpere ca disperații pe diferite prețuri. Da, mie milă de persoanele alea, dar în același timp mă bucur pentru voi toți care ați fost aici în toată perioada asta de 2 ani de zile, care ați stat, ați participat în voice-uri, v-ați uitat poate și la 1-2 din videoclipurile postate de mine, poate v-ați mai apreciat și un post pe Twitter sau ala. E meritul vostru că ați stat și ați rezistat în toată perioada asta și eu zic că ce a fost greu a trecut. De aici înainte, doar bull market să vedem. Da, repet, corecții cu siguranță vom vedea pe parcurs. Important este să nu vă panicați, să nu vă agitați. Înțelegeți că vânzarea trebuie să o faceți undeva în 2024-2025.
Nu încercați să fiți mai deștepți decât piața, nu încercați să luați ordii la 23, să-l vindeți la 25, că o să scadă în 20. Nu e, dacă l-ați luat, ăsta mi-a venit acum. Țineți-l pentru bull market, pentru că poate să facă mult mai mult decât e acum. Dacă ați luat LINK, dacă ați luat Solana, dacă ați luat Avalanche, dacă ați luat Ethereum, dacă ați luat Bitcoin, dacă ați luat proiecte solide, țineți-vă de ele. Nu știu, ați luat Solana la 48, o vindeți la 55. Ok, dacă aveți vreo 5.000 de Solana, ați făcut un profit frumos, ok. Dacă ați cumpărat 3, 5, 10 Solana, dacă ați cumpărat 10 Solana la $45, înseamnă $450. Mergeți să vindeți la 50 ca să faceți un profit de $50? În condițiile în care nu știm dacă de la 50 nu se duce în 100, adică mai bine vă bucurați de $50 când în bull market ați putea să faceți $2000. Da, acum, repet, dacă vă place să faceți gambling și vă place să vă jucați cu chestia asta, alocați-vă un buget strict pentru treaba asta. Dar tokenii buni, puneți-i într-un wallet și nu vă mai uitați la ei. Nu vă mai uitați la ei până în 2024-2025. Să vedem când o să avem explozia aia de bull market. S-ar putea să vină mai repede. Nu uitați că avem halving-ul. Mai e un pic până la halving. Mai e un pic până la alegerile. Adică nu, până la alegeri mai e un pic mai mult. Din Statele Unite. Dar, în general, bull market-ul a plecat într-o perioadă de 12-18 luni față de halving. Vârful, mă repet, nu de atunci a început. Vârful a fost undeva la 12-18 luni. Din punctul meu de vedere, bull market-ul e și acum într-un stadiu incipient și de aici înainte, până după halving și încă 12 luni după halving, noi putem să fim în continuare într-un bull market și să vedem niște prețuri pe care mulți dintre noi doar le visăm acum. Da, eu zic că va trece mai ușor decât au trecut 2 ani de greutăți. Eu cred că o să treacă mai ușor un an și ceva de piață cu creșteri în marea majoritate a cazurilor și bineînțeles cu corecții pe parcurs. Ceea ce îmi doresc eu de la bull market următor este să vă stresăm suficient de tare, eu cu colegii mei, cu cei care sunt prezenți aici, care au o experiență mai mare, să reușim să vă presăm suficient încât să marcați și profituri. Pentru că vă spun, nu există o piață în care să puteți să faceți bani mai ușor. Efectiv, nu există. Cea mai mare problemă nu este asta. Vă spun că în 2021 erau o grămadă de milionari. Efectiv, erau o grămadă de milionari în criptă. Problema cea mai mare este să păstrăm acel profit. Pentru că o să intervină FOMO, iarăși vedem Lambo și alte avioane de genul ăsta. Iar credem că nu-l vindem la 50x, că e puțin, mă, vreau 100x. Nu. Atunci o să stăm cu gura pe voi să marcați. Iar în momentul în care Bitcoin ajunge all-time high, țineți minte ce vă spun acum, sau se apropie acolo, probabil că o să mă auziți aici să vă zic, dragii mei, cred că e momentul să faceți un exit de 5-10% din portofoliu. Ar fi bine să-i trageți pe dreapta, pentru că bear market vom avea iarăși. Că o fi în 2026, în 2027, o fi mai devreme, mai târziu, habar n-o. Depinde de mai mulți factori. Dacă stăm să ne luăm pe cicluri, da, halving-ul în 50 ceva de zile și... Nu, 50 ceva de zile, greșesc. Mă bate Bitcoin ETF-ul. 130 și ceva, mi se pare. Așa, acolo. 100 și ceva de zile până vine halving-ul. No, de acolo înainte, calculați că vreo 12-18 luni ar trebui să funcționăm bine. Bine. Deci avem timp berechet să ne facem bani. Și dacă ne duce capul un pic, să-i și păstrăm.
La fel cum, din punctul meu de vedere, acum aveți timp suficient încă să vă faceți un portofoliu dacă nu l-ați făcut. Încă să luați anumite proiecte care sunt la super reducere. Nu mă întrebați care, că nu îmi permit să vă spun că vreau să decid pe banii mei și nu pe banii altii. Apropo de asta, Mr. Crypto, nu știu dacă ți-am amintit, am întrebat la un moment dat de niște IDO-uri care ar fi mai serioase, care ar fi, și m-am decis la Gamify, Gafi. Și îmi pusesem eu o linie frumos la 1-4, hai să iau, bine, hai să-l aștept puțin la 1, hai să-mi iau, să-mi fac și eu tier 1, sau am tier 1 sau 2. Băi frate, și-a venit nebunia asta, și s-a făcut ăsta 5 sau cât e acum, 6, și n-am apucat să iau, așa că încă mă uit, încă mă uit la el. N-ai luat, Lucian. De ce n-ai luat când te-ai decis? Pentru că am așteptat o corecție. N-am gândit. După aia creștea, deci mă uitam la el, se făcuse doi, vorbeam cu un prieten care cred că e și el în chat acum, Ciprian, și zic, bă, mai bine luam ăla. Se face 3. Bă, mai bine luam, știi? Și tot așa până s-a făcut 6. Na, nu mai vreau să cumpăr, nu vreau să mai cumpăr niciodată pe creștere. Asta e, mi-am luat țeapă, mi-am asumat, dar na. Acum aștept o corecție și... Lucian, s-a dus trenul ăsta. Nicio problemă. Sunt altele. Exact, da. Sunt altele. Și, da, vreau să zic că mă uitam cum pur și simplu chiar făceam bani și pe token, pe lângă faptul că aveam și un tier cu care puteam să particip eventual. Exact. Și, na, am pierdut. Dar o să fiu mai atent data viitoare, să ne-am învățat aici lecția. Aici sunt doi iepuri dintr-o lovitură. Dacă alegeți platforma potrivită, da, dacă alegeți o platformă bună, împușcați doi iepuri dintr-o lovitură. Dar nu-i prețul, aș vrea să fac și o completare. Vezi că nu-i prețul mare nici acum. Dacă te uiți la, nu știu, 1200 de grafici, 6000 de dolari, să fi, adică ne raportăm și la alocări și la cât investești. Chiar dacă ai ratat. Eu am prins la ce ai zis tu acolo, că am intrat târziu. Am intrat la 4-5 și am luat până la 1-5, 1-4 jos. Dar chiar mă uitam acum, zic, băi, chiar și acum la prețul ăsta, pentru 1000 de gafi sau 1200 de gafi la garantat, nu e mult. Iulian, că pe tine vreau să te întreb dacă ești, că știam că tu chiar ai întrebat la un moment dat aici. Îmi plac mult de tot de ei. Adică, bine, pe mine mă interesează ambele paralele, că eu de fapt am intrat să profit de token, să-l vând. Da, adică eu de acolo intrasem și pe urmă zic, ia stai mă, că și particip aici. Îmi place, adică... A, știu că ai cerut o analiză tehnică pe el. Da, păi 15 milioane de token, sunt foarte active, undeva la 600.000 de followers pe zi pe Twitter, pe X, să zic așa. Au pe Animoca în spate, adică sunt destul, mi-a trezit așa interesul ca și platformă. Eu de fapt așa am ajuns la ei. Pe urmă zic, ia stai mă, că de ce nu să particip la ei? Și ai participat la vreun proiect, Julian? Acum am intrat de curând. Adică de curând, acum am blocat ca să particip, urmează să lansez. Ca au câteva proiecte. Ca să văd cum funcționează, nu? M-am uitat eu puțin pe istoricul lor și au fost destul de activi față de DAO, față de... Polka Starter de... Da, și se scrie mult, dacă faci grupul lor, se scrie foarte mult. Nu știu, n-am intrat pe grup pentru că eu nu pot să intru până nu fac și eu un tire, dar am ratat. Deci dar am văzut că sunt foarte activ, că m-am uitat între ei care chiar scot și acum cât e bear market. Că mă gândesc că dacă acum cât e bear market scot proiecte, o să scoată mult mai multe când va fi bull market. Dar la comunitate și-au făcut... nu e aici. Adică se scrie exact ca la noi, n-apuc să citesc nimica, văd cât 1000 de mesaje, 1500 și nu scrise așa gen de bot, știi? Doar de dragul de a scrie mesaje. Adică se discută foarte mult și undeva la 90.000. Ce am citit eu despre este faptul că au ascultat de comunitate și au făcut pentru toate blockchain-urile, da, au făcut și pentru Binance și pentru Arbitrum One, I think. Și Arbitrum. Da, am văzut că au băgat mai multe chain-uri și asta mi s-a părut mișto, că
sunt proiecte. Deci știți o greșeală care se face, Iulian și pe, nu Iulian, Lucian, și care, nu știu, nu m-am uitat, sincer nu particip în platformă, o să mă uit mai atent pe ea. Am deja sunt multe platforme iarăși în care sunt prezent pe acolo, am fost prezent și în ciclul trecut, în unele dintre ele, adică am rămas în toate în care am fost în ciclul trecut, unele dintre ele mai funcționează, unele nu. Tokenii sunt acolo, nu i-am vândut. Dar vă spun un lucru, Lucian, înainte să spui că e prea târziu, trebuie să te uiți așa, dacă Iulian zice că sunt doar 15 milioane de tokeni în total, îs toți în piață cumva, Iulian? Nu, cred că 60 sau 70, nu sunt 100% pe acolo, au peste 50%. Aia zic, nu neapărat. Deci prețul nu este atât de relevant. În condițiile în care au token foarte puțini, uitați-vă la market cap. Îl compar cu market cap-ul de la, dacă e o platformă. 73%, scuze, 73% în piață. Auzi, dar câte monede ai nevoie pentru tire-ul acela garantat? 1200, dar au implementat ceva acum în care poți să spui decât 1000 la stake. Și după 45 de zile, prin punctele acumulate, poți ajunge la cel garantat. Chiar a fost o discuție pe grup. Adică e o chestie de stake care acumulezi oarecum niște puncte. Și punctele acelea, gen cu 1000, cam în 45-50 de zile, ajungi la tire-ul de 1200, cel de garantat. 1200 de gafi înseamnă tire garantat. Da, poți să-ți iei 1000, să-ți pui la stake și să ajungi după, nu știu, o lună, două la garantat. Da, bine, acum, să fiu serios, dacă toți banii mei, nici măcar jumătate din banii mei nu se compară cu Tier 3, cu care sunt investit în cripto, așa că depinde și de buget. Da, până la urmă acum, da, dacă ne uităm, listat pe Gate, pe KuCoin, prețul aproape $6, dar discutăm totuși un market cap de 64 de milioane. Are un market cap foarte mic, dar... Știți cum trebuie să faceți comparația? Dacă într-adevăr este un launchpad bun, repet, n-am participat în el, nu pot să-mi exprim o părere, iau doar ceea ce s-a spus despre el, faptul că sunt activ, că au adus proiecte, asta este important. Dacă au și sunt backed by Animoca Brands, care e un brand în piața crypto, pare să fie destul de solid atunci. Comparați cu market cap-ul din bull market, de la Polkastart, de la DAO, de la Pay. Și vedeți cât era market cap-ul. Stați să mă uit de curios. Așa, haideți să mă uit un pic la Pols, de exemplu, să vedem ce market cap a avut în bull market. În momentul oricum, de față, Mr. Crypto, eu mă uitam la un buget de maxim $400 pe care se bagă într-un tire. Nu-mi permit mai mult, pentru că nici suma pe care o am acum nu este foarte mare. E fiecare pune cât consideră și cât își permite, că nu trebuie să... Pentru unii 400 sunt mulți, pentru unii 400 sunt puțini. Nu... Despre Garfield vorbiți? Garfield, da. Am văzut că nu apar informații pe CoinGecko, nici pe CoinMarketCap. Ba da, apar, mai devreme m-am uitat pe GAFI. Poate nu, no, mersi, poate nu merge mie netul bine. GAFI, da? Mai devreme, stai că-ți spun acum. Gamify, poți să cauți Gamify și dă GAFI prescurtarea. 5,91 prețul, 64 de milioane capitalizare la bursă, apare. 14 milioane 900 în total, din care 10 milioane 900 se află în circulație. Bun, stați să mă uit un pic să vedem ce a însemnat market cap-ul pentru Polka Starter în bull market. Mergem pe maxim, selectăm, ne interesează anul 2021. Haideți să luăm în 2021. Pe all time high, stați să mă uit pe capitalizare pe market cap. Deci avea o capitalizare la bursă de $352 de milioane. Presupunând că GAFI performează ca și Polka Starter în bull market, deci ar putea să facă un 5x de aici. Dacă este să ne raportăm strict la preț, dacă vrem să ne uităm doar la preț, poate să facă lejer un 5x.
de aici înainte. Dar nu uitați că tokenii platformelor de IDO în principiu nu-i lăm neapărat să speculăm prețul. Eu o să iau să speculez prețul în momentul în care bull market-ul înfloare. În momentul în care, nu știu, vedem că se câștigă peste tot, în dragi, se fac X-uri multe. Atunci o să mă intereseze exact care este prețul tokenului. Uite, n-o să mi-a făcut 4x de unde am vrut eu să cumpăr. Deci acum da, deja eram pe plus. Da, dar nu te mai uita la asta. Nu te mai uita la asta. Da, o să încerc. Ieftin, nu știu când. Eu am cumpărat, de exemplu, ultima dată când mi-am făcut mai multe taiere în decubei, de exemplu. Și mi-am luat. Asta vreau să spun și eu, Mr. Crypto. Decubei mi se pare mult mai ieftin la momentul ăsta. Da. Și au lăcări chiar rezonabile, proiecte destul de bine, performează. Aș vrea să fac o paranteză aici. Nu e neapărat prețul mic înseamnă neapărat bun. Și nu mă refer la decubit, mă refer la modul general. Nu înseamnă ieftin, bun. Nu ar trebui. Uite, să raportăm. Uite, îți dau un exemplu. Ca Diamond la decubit, am luat o alocare de 124 de dolari la ChangeBT. Mi-am scos investiția și cu un profit de 30% imediat la listare și acum deja am un plus de, nu mai știu, și încă am de primit încă, deci am primit doar 7% din token, da, la TGE. Ai primit și am bun. Deja acum, cu ce am primit până acum, am deja vreo 1000 de dolari și dacă aș avea toți token la prețul de astăzi, aș avea vreo 3000 de dolari. Deci eu zic că sunt proiecte destul de bune acolo listate, să știi, și în bull market nu mai contează, toate performează, toate ID-urile. Mie mi se nu pare un preț așa. Ok, majoritatea. Scuză-mă că te întrerup. Scuze. Eu sunt, da, sunt cel cu experiența care a investit în platforme ieftine, în ideea de a fugi de cele scumpe și nu înseamnă că orice proiect neapărat trebuie să performeze. Dacă e o platformă ieftină, nu întotdeauna spune va și mie ce proiecte bune. Ce platformă îți dă refund? Adică, dacă ești, îți dau exemplu Diamond, în primele 7 zile, în funcție de proiect, 5-7 zile, poți să dai refund și îți dă 95% din investiție. Deci dacă nu performează proiectul, tu poți să dai refund. Spune și mie ce platformă mai face asta. Dacă te uiți cam toate au început să implementeze, chiar și Gamify, că tot vorbeam acum, și Bullpup să face chestia asta, adică au început deja să se implementeze, adică se adaptează de fapt cam toate. Și cât te costă să ai un tier acolo? Asta e important. Acum, comparația, haideți să, numai un pic să vedem, tier, diamond, tier, numai o secundă să verific ceva de cu... Pe lângă tier m-aș uita totuși și la KYC-ul, cum îți poți retrage. Deci fii atent, Lucian, în momentul de față, cine Vali cred că spunea de... Da, Vali cred că spunea da, de... Vali. Nu discutăm acum de decubate. N-are nicio legătură, dar că s-a adus în discuție, facem o referire la el. Ai spus că ai undeva la 400 de dolari. În momentul de față, cu 400 de dolari, ai putea să-ți iei un tier silver pe decubate. Iulian are dreptate. Dacă ne uităm, au fost o grămadă de platforme ieftine care n-au performat de niciun fel. Nu neapărat ăsta trebuie să fie un criteriu, dar în momentul în care bugetul tău este limitat, în momentul în care tu nu îți permiți să dai 6.000 de dolari, 10.000 de dolari pe un tier decent într-o platformă bună, te duci tot către o platformă bună, promițătoare, care evoluează bine, care merge bine și care are un tier mai mic. N-avem nicio garanție că Gamify o să meargă mai bine ca Decubate sau Decubate o să meargă mai bine ca și Gamify. Dar la datele pe care le avem în momentul de față în piață, pentru un buget restrâns, este o super mega platformă. Plecând de la refund, plecând de la faptul că sunt activ, plecând de la faptul că au partea asta, am zis, de refund, au partea de... Știi că era în lista mea și de Cubeci, mai erau și polls, însă încerc să găsesc ceva care
să nu fie cu loterie și să stau cu niște bani blocați și să aștept o loterie să văd poate prinde și un tichet, că prefer să fac altfel, să stau să gândesc un proiect bun care dorea să creează decât să aștept la loterie. Asta încercam să fac. Da, din păcate, nu știu exact cu Silver ce alocare ai și ce, care este, câte tichete ai pentru loterie. Să poți plăti. Păi, depinde și în funcție de câți bani adună, dar dacă la Gold, parcă zicea Vali că a avut înainte, era 100 și ceva de dolari, probabil alocarea e undeva la 50, 60, 70 de dolari. Acum, pe de altă parte, mă gândesc și la altceva. Dacă în momentul de față bugetul tău este de 400 de dolari pentru ele, degeaba primești alocare de 1000 de dolari. Că mă gândesc că nu poți să te duci să-ți iei alocarea de 1000 de dolari. Trebuie să te uiți, dar trebuie să ai și să investești după. Nu este suficient doar să-ți faci tire și după aia să te mai... Legat de asta am o întrebare. Să zicem că ți-e dă o alocare de 1000 de dolari. Tu nu poți să cumperi de mai puțin, adică trebuie neapărat să iei de 1000 de dolari? Nu, poți să iei de cât ai acolo. Poți, dar îți spun că o să fie frustrat. Tocmai asta vorbeam cu Ciprian, cu tovarășul ăsta al meu. Îi ziceam, băi, eu nu am băgat foarte mulți bani acum, dar dacă aș prinde un proiect și aș câștiga la loterie, să zicem, un proiect, da, m-aș duce și aș scoate frumos niște bănuți de la... saltea și aș pune acolo. Aș putea să fac chestia asta, dar atât timp cât eu nu am nicio siguranță că pot să prind un proiect, de ce aș investi atâția bani să-i blochez într-un tire? Asta era... Păi na, Lucian, lucrurile nu așa funcționează. S-ar putea să vezi în dita mai bull market-ul că poți să scoți o grămadă de bani, dar din păcate tu nu mai ai acele 10.000 de euro pe care o să trebuiască să investești într-o platformă în bull market ca să iei niște alocări. Pentru că da, alocări... știu că m-am uitat atât cu tot. Deci gândește-te că un tire garantat în bull market pe Polka Starter era vreo garantat. Că nu era garantat. Dar erau, aveai nevoie de 30.000 de pols. 30.000 de pols. 85.000 de euro dacă te ajută. Exact. Gândește-te că 30.000 de pols pe all time high, 3 ori 8, însemnau 240.000 de dolari. 240.000 de dolari. Un tire... care e la Bullparks? Platinum sau ce au ei, că nu mai știu. Platinum, da, 250.000. Da, era 200.000 de dolari. Adică, Lucian, dacă ești prea temperat și ești prea rezervat, o să sfârșești prin a intra FOMO exact când nu trebuie. Asumă-ți una, două platforme, asumă-ți de câți bani poți, și începe să iei. Nu mai sta să gândești prea mult în viitor și că trebuie să prind un proiect ca să am curaj, să prind, să o să treacă trenul pe lângă tine și o să te gândești, băi, dacă îmi puteam să iau eu gafi la 5 dolari, mamă că e 40 acum sau nu știu, zic, abar n-am. Nu zic că ajunge acolo. Da, nu, am înțeles. Când vezi la 0,019, deci eu vă spun că am făcut intrare în Decubate, și colegii de pe suport știu asta. Am cumpărat ultima oară când am cumpărat Decubate, cred că am cumpărat 100.000 de Decubate la 0, cu 200 de dolari. Cu 200 de dolari. Acum, acei 100.000 înseamnă 1900 de dolari. Nu vreau să vă spun că mă uitam zilele trecute și am câștigat deja din stake, din dobândă, încă câteva zeci de mii. Pentru că eu am pus în stake instant, de un an și, de când sunt acolo. La fel am făcut și eu. Și am acolo, mă uitam. Ce să zic, e vorba de un risc pe care ni-l asumăm. Putea foarte bine să nu facă nimic. Putea foarte bine să nu facă nimic. Acum trebuie să recunosc că poate la Decubate, hai să zic așa, am avut o încredere mai mare pentru că am avut un Zoom cu CEO-ul de la ei, cu Elliot, în care am discutat prin cineva. L-am cunoscut și ne-am văzut pe Zoom.
nu am nimic de câștigat din Decubay, dragii mei. N-am niciun parteneriat cu ei, nu am, sunt într-un grup cu ei. Pot să iau alocări, dacă inclusiv la proiectul care e acum, Serenity, pot să iau alocare dacă vreau. La un preț mai mic decât este pe public, dar am un vesting mai mare. Am anumite facilități pentru că am vorbit cu el și m-am văzut cu el. Dar nu câștig niciun ban de la, din promovarea Decubate. Chiar nu iau nimic, nu mă plătesc cu oamenii. Dar efectiv mi-a plăcut ce și am discutat cu el în plin bear market. Cred că am discutat acum vreun an de zile, când toate erau la pământ. Și eu, dar eu aveam deja tire în Decubate. Am mai luat după. Dar aveam tire atunci, mi-a plăcut. Repet, nu fac shilling pe Decubate. N-are nicio legătură. E doar o altă platformă în care particip. Particip la fel de bine în Bullparks, am în Polka Starter, am în Pay, am în DAO. Chiar și DAO l-am luat pentru specule, recunosc. N-am pus în stake, e acolo, o să vreau să fac specule cu el. Dar am foarte multe. La fel de bine am launch pool care e pământ de flori, cel puțin deocamdată, vedem ce se mai întâmplă cu, vedem ce se mai întâmplă cu el în, în ciclul următor, mai ales dacă se modifică și trec pe un alt change, poate la ce supply mic au făcut, dacă cumva s-au pregătit și aduc și ceva proiecte, s-ar putea să ne facă o surpriză. La fel cum am în Equinox, care a înviat și a dat un tweet după un an de zile. Am și acolo NFT care costa, nu știu, era 20 de BNB, dacă nu mă înșel, un NFT de la Equinox, în condițiile în care BNB-ul era 700 de dolari. Deci vă dați seama cât costa un NFT de la ei. Bineînțeles că acum mai valorează, cred că, nimic. La fel de bine cum am intrat în V-Lounge, un lounge, n-am făcut nimic cu el. Efectiv, n-am făcut nimic cu el. Pe la chiar n-am făcut nimic. La fel cum am în Firestarter, am în Avalanche, am în Solanium, am în Solras, am în Decubate, am în Babylon, am în Camelot, am în Coinlist. Mai stai un pic. Ce vreau să spun? Faptul că ai zis că ai luat cu 200, eu n-am intrat în Decubate, că am zis că am destule proiecte și nu pot să mă mai țin la ele și am prea multe platforme, dar vreau să zic, ai intrat cu 200 și acum valorează 1900. Eu zic că nu e chiar atât de important lucrul ăsta dacă platforma merge bine. Eu în Polka Starter am luat 3000 de token cu 11.000. Deci am dat 11.000 pe ele. Deci dacă platforma merge bine, merge și acum, de exemplu, să-mi iau un tire, să dau 2.000, că tu ai dat 200. Exact. Ai fost mai inteligent, mai rapid și asta e. Problema e că ai câștigat pentru că ai intrat de vreme și ai mai câștigat ceva. Asta e altă parte, dar faptul de la 200 până la 2.000 pentru cine ai asumat și dacă e o platformă bună, nu cred că e chiar atât de important. Exact. Ai același foarte tire, bine. Cum l-ai tu, să zicem. Foarte bine, foarte bine. Era ultima intrare. Eram deja în Decubate, eram în Decubate de o anumită perioadă de timp. Dar ai subliniat foarte bine. Scuze, și acum are un market cap de 3,8 milioane, deci e foarte mic market cap-ul al lor. Alu Decubate. Deci eu chiar sunt, am senzația că pe în viitorul bull market va performa foarte mult. Doamne ajută, Vali, nu știm. Ideea este că clar îmi doresc să performeze pentru că sunt acolo. Pentru că sunt acolo, dar vă spun sincer că până în următorul bull market, cel mai probabil mai fac un tire numai din dobândă. Dar foarte, cred că o să intru și eu. Dacă din 3 proiecte o să-mi scot investiția, zic așa, 3-5 proiecte, nu contează, îmi scot investiția, o să fiu mulțumit să am un tire și la Decubate cu o investiție scoasă pe... Deci dacă platforma e bună, ce să zic? Cred, Sorine, că... ce pot eu să spun până în momentul de față? Platforma a fost ok. Platforma, da, am înțeles, okay.
a adus performanțe destul de bune chiar și în acest bear market. Acum, dacă o fi, care o fi cea mai bună, dacă în continuare va aduce sau va funcționa bine, asta habar nu am. N-am de unde să știu. Chiar nu știu. Căutați în chat și vedeți, dacă cumva sunteți interesat de ea, este un link acolo pe care l-am pus eu la un moment dat. Primiți și niște token gratuiți dacă vă conectați pe, dacă cumpărați cumva cu linkul ăla al meu. Na, mai mult de atâta, rămâne doar să vedem ce se va întâmpla cu ce se va întâmpla la momentul respectiv în bull market. Da, mă gândesc că dacă scuze. Și bine spui, Mr. Crypto, să nu vindem nimic deocamdată, să așteptăm, să nu încercăm să marcăm profituri acum, să ne așteptăm să scadă prețul și să rămânem cu banii. Bine spui. Să știi că mulți văd și discutau, uite, oameni care și-au cumpărat Solana la 18 și spuneam, domnule, când ajunge încep să marchez profitul, așteaptă, domnule, mai stai puțin, nu te grăbi. Toată lumea se grăbește, vrea să... Deci acum e momentul în care se acumulează din punctul meu de vedere. Deci foarte bine spui, din punctul meu de vedere, 100% de acord cu tine. Trebuie să așteptăm. Să avem răbdare, oricum e un risc asumat când am intrat în chestia asta. Exact, asta trebuie să înțelegem. Vă asumați-vă, pentru că n-am globul de cristal, nimeni nu-l are. Deci efectiv, dacă știi ce se întâmplă mâine, care evoluează bine în bull market, păi vi le-aș spune cap-coadă fără să respir. Și v-aș zice, puneți toți banii acolo. N-am de unde să știu. Pot doar să ghicesc. Și atunci mă duc pe Decubate, mă duc pe Pulse, mă duc pe Payt, mă duc pe Gafi, mă duc pe ăla. De undeva tot sare iepurașul. Nu aș fi în momentul ăla în care să nu pot eu, să nu mai am bani să investesc, că sunt prea multe. Nu m-aș să vină momentul ăla. Diversificare, așa se numește. Da. V-am lăsat în chat, v-am lăsat acum în chat detalii despre Decubate. Vă uitați dacă vă interesează bine, dacă nu, alegeți ceea ce vă place. Până la urmă, cum a zis Lucian, ca să încheiem cu răspunsul la întrebarea ta, trebuie degeaba te uiți pe platformele, hai să le zicem, consacrate și care în ciclu trecut sau care acum poate încă funcționează destul de bine, dacă cu banii pe care iei tu nu iei aproape deloc alocare. Mai degrabă, du-te frumos către o platformă care să-ți dea cât de cât un tier, să poți să iei ceva, să te obișnuiești. Pentru că zic, dacă te duci acum și iei de 400 de dolari și iei un tier și participi și la un proiect și vezi că faci un pic de bănuți cu ei, un X, 2X, 3X, cât o fi făcând, îți spun că o să-ți se schimbe un pic vibe-ul și o să prinzi un pic de curaj. Și atunci stai și spui, merită să mai încresc un pic, pentru că vedeți că la Decubate, și cu asta închei discuția despre Decubate, că nu vreau să fac și link pe Decubate, că n-am niciun interes să fac asta. Dar vedeți că la Decubate puteți participa în IDO-uri și cu un tier gratuit. Bine, o să primiți alocare de probabil 10 dolari. Sau de, da, mergeți să vedeți cum funcționează. Și vedeți dacă sunteți mulțumiți. Deci inclusiv puteți participa cu tier gratuit. Am dat un tweet. Și cu learn-to-earn ai acolo care poți să câștigi ceva. Exact. Niște token gratuit. Este learn-to-earn care pentru Diamond, în momentul de față, dacă nu mă înșel, dacă ai Diamond, mi se pare că tokenii pe care îi primești gratuit la prețul actual la ChainGPT sau la care, nu mai știu care, la Chapis, nu mai știu la care dintre ele, am dat acolo pe, am pus eu, am dat, găsiți undeva în pin, între 10 și 300 de dolari. Valorează tokenii undeva la 300 de dolari. Efectiv din learn to earn. Ok, n-aveți bani să investiți, mergeți acolo pe Learn to Earn, răspundeți la întrebări, că de cele mai multe ori găsiți răspunsurile la noi în chat și participați gratuit, doar să vă faceți cont pe platformă. Atât. Că tu ne ajuți tot timpul, Mr. Crypto. Ne ajuți tot timpul. Dacă Mr. se Crypto, poate... Da,
De câți tokeni ai nevoie pentru Diamond? 100.000 dacă nu mă înșel. 100.000 și acum înseamnă cred că vreo 3.500 de dolari. Nu, înseamnă 1.900. 100.000 pentru Platinum. 100.000 am eu pentru Platinum, deci mai mult pentru 200.000. 200.000, sigur. Ah, 4 undeva la 4.000. Da. Undeva la 4.000 de dolari. Deci nu e un da, în fine, e de 10 ori mai mult decât își dorește Lucian, da? Lucian, ia o pas cu pas. Ia o pas. Stai că ăsta e maximul, mister. Poate să-și facă un tire mai mic, nu trebuie să-l facă pe maxim direct. Da, așa este. Asta am zis și eu. Ia o pas cu pas, începe cu un tire mic, vezi dacă îți place platforma, vezi dacă e ce crezi tu. Da, corect. Dar nu sta deoparte, te rog, Lucian, nu sta deoparte și nu mai tot cugeta ca Ardeleanu. Ia problema, mai sigur. Ia problema, nu există așa ceva în cripto. Lucian, da, nu, că deja sunt deci nu mai, asumă-ți cu mine. La revedere. Aie, asumă-ți că exact. Poți să faci o greșeală. Asumă-ți că poți să faci o greșeală. Bun, dragilor. Ce mai vreți să vorbim? Mamă, 10, 11 fără 20. Am avut o zi, nu vreau să vă povestesc și mega aglomerată și sunt extrem de obosit. Așa că dacă aveți ceva subiecte, cu drag le discutăm. Eu sau colegii mei. Lucian a întrebat de platforme. Alte întrebări mai aveți? Fares, ce mai faci, Fares? Salut, uite, munceam și eram pe aici cu copiii pe acasă și mai ascultam și eu. Ce mai face Bullparks? Bine. Da? Suntem bine, da. Doamne ajută. Hai să ne cu niște... Ai luat ceva la consensus? Nu, sincer nu. Ți-am zis și în privat că nu iau. Nu mai știu. Cred că ți-am zis. Nu mă convinge. Nu mă convinge în ideea că... Păi, cum nu te convinge consensus? Mai ești nebuna, una 700 de milioane de dolari. Are Microsoft investiți, are JP Morgan. Ce nu te-a convins? Da, bănuiesc că știi că există posibilitatea să nu se listeze la bursă niciodată. Așa, și crezi că o să plece Bullparks-ul cu banii mei? Nu, dar odată ce ai cumpărat aceste acțiuni, dacă au plătit, nu neapărat pleacă ei, dar nu o să mai existe banii tăi. Nu cred asta. Doamne ferește, adică nu mă înțelege greșit. Doar m-ai investit într-un IPO, mă. Nu poți să pleci cu banii tăi. N-ai investit în IPO. Tu ai investit pre-IPO. Da, în pre-IPO. Da, dar IPO nu este garantat că se va întâmpla. Asta vreau să zic. Mie unul mi s-a părut că e un timp foarte mare de așteptare și o incertitudine în acest viitor IPO și am zis, eu personal am zis să zic pas. Dar au investit foarte mulți oameni, au strâns, o să-ți fluturi, nu știu, o să-ți fluturi și banii pe la nas, pare. O să-ți fluturi banii pe la nas. au sale și pe trup PNL. Mai sunt nu există. Nu cred. Ba da, chiar are... acum am consensus pentru investiții. Consensus pe IPO? Da. Pentru PNL. Da, ce să zic, nu știu. Nu m-am uitat, sincer. Nu vă contrazic. Da, e 149 de dolari un token. Da, bine, nu e token, acolo e o altă discuție, mă rog, Sorin, când da, token e așa scrie. Da, în fine, irelevant. 149 e scump față de ce a cumpărat Mr. Crypto. Exact. Noi am cumpărat la 47? 44 sau da, acolo, nu știu, 40 și ceva. 45, 44, nu mai știu. Ceva de genul. A, e da. Deja am 3x. Deja am 3x. Da. Doar de aici.
În fine, Mister, ia zi-mi, vreau să te întreb, bine, te-am întrebat în chat, dar probabil n-ai văzut. Ce părere ai de Humanoid? Nu știu dacă mai ai sau nu mai ai, sau dacă ai mai acumulat. Am dat claim la tot doare noi atunci? Nu. Păi în afară de aia eu n-am mai vândut nimic din prima tură. Aha, vezi că e vreo 20 de cenți acum. Ai și e mult? Păi nu e mult, dar e bine. Dacă acumulai, eu nu am acumulat. Nu, dar n-am mai acumulat. Doar ce am luat în, doar ce am luat în IPO. Da claim, că parcă era blocat, nu se putea da claim, nu știu. Nu trebuie să dai claim la Humanoid, nu trebuie să dai claim. Este un tutorial, nu știu unde să vă. Da, da, știu, ca să-l retragi pe Polkadot parcă. Dacă cauți, da, te duci pe Bullperks, pe chatul lor și scrii la search step 6. Deci step și cifra 6 și acolo o să vezi că am pus eu de multe ori acel tutorial cum să dai unlock din Polkadot, din wallet-ul Polkadot la cei care sunt blocați. E un proces relativ un pic mai complicat, că așa e wallet-ul ăsta Polkadot. Da, dacă da, urmărești asta, pas cu pas. De asta adopția e în floare la Polkadot, știi? Da, e jale cu wallet-ul lor. De păi nu, nimeni acolo. Talismanul. Da, na, nu știu dacă merge cu talismanul. În fine, Fares, nu mai știi cât am avut la TGE? Undeva la 56, peste 50%, între 50 și 60%. Vezi, astea sunt momentele în care îmi doresc ca TGE-ul să fi fost mai mic, știi? La TGE să fi primit mai puțin. Câte X-uri are acum? Nu are, are 1, nu știu, n-are nici 2x gen. Atunci de ce mă baz la camă cu Humanoid? Păi da, dar a fost, păi stai mă că dacă ai acum, eu am acumulat la 2 cenți Humanoid și e 20. Bravo, păi na, dar trebuia să, atunci să-mi spui, alo, mister, du-te mă cumpără la 0,2 că am luat și eu acum, uite, e pond ăla, l-am văzut, poate aruncam și eu. Ceva. Eu am spus, dar mă rog. Da, ai spus unde? În gând? Nu, eu chiar am spus de el. Uite, treabă-l pe Ionel. Uite, eu văd acum în chat, Ionel la tine aici. Intrau pe Ionel dacă știe de el. Întreabă pe Zmeu dacă știe de el. Sunt o grămadă care știu de el. Carbon, de exemplu, ai luat Carbon? Eu am acumulat și eu ceva. Pentru că era 100% APR pe KuCoin și l-am pus acolo în staking. Bun. Și acum la, uite, de exemplu la Humanoid, am pus LP, am adăugat lichiditate și LP staking, că au LP staking făcut la ei și am apărut de 800%. Am băgat 3000, nu, 4200 de dolari am acum, băgați în LP staking, jumate jumate, știi cum se face LP-ul normal. Și am în producție 467 de Humanoid pe zi. Undeva la 90 de dolari la prețul actual. Stai, Fare, stai, nu-i băga în FOMO. Nu-i băga pe toți în FOMO, dragii mei. Partea cu LPU este mega riscantă, mai ales dacă... De impermanent loss. Da, mai ales dacă proiectul respectiv a avut o creștere destul de mare în ultima perioadă. Păi eu... Există șanse să fiți loviți de impermanent loss. Aia înseamnă că... Păi eu am fost... Scade valoarea tokenului, vă scade și din acel USDT cu care ați pus în LP. Acum, dacă tu faci 90 de dolari pe zi, eu personal aș vinde, să-mi scot pârleala. Iar acel 800% nu o să stea foarte mult dacă se trezesc încă foarte mult să pună în, pool-ul de staking. Pentru știi că reward-ul scade pe măsură ce investezi mai mult. Te rog. Nu, este staking non-linear, da? Este nou în cripto, nu a mai făcut nimeni așa ceva. Nu mai există nicăieri non-linear staking, LP staking, da? Cu cât pui mai mult, cu atât ai APR mai puțin, cu cât pui mai puțin, cu atât ai APR mai mare. E, nu știu, e o chestie, o formulă matematică foarte complicată, nu aș putea să spun cum au gândit-o ei pe asta. Așa, una la mână. A doua la mână.
impermanent loss-ul de care vorbeai, eu m-am lovit de el și eu am pierdut 20.000 de token. Eu am băgat 30.000 de token la început și acum în LP mai am decât 10.000 de token pentru că a crescut prețul foarte mult, dar mi-a crescut USDC-ul care l-am pus în paritate. Deci da, într-adevăr, poți să pierzi fie token, fie USDC. Asta e riscul la impermanent loss. Adică da, sunt riscuri. Păi, în momentul în care îți crește prețul, impermanent loss nu pierzi. Pierzi în momentul în care îți scade, pentru că atunci pierzi și din token, pierzi și din stable. În momentul în care îți crește prețul tokenului, el nu face altceva decât să rebalanceze, dar îți rebalancează. Eu acum se referă că a pierdut din numărul token care a investit inițial, da, care atunci valora. Da, 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 pentru că s-a rebalansat cu dolarul. Da. Corect, da. Deci eu aveam pus inițial 30.000 de human node în staking, care valorau la momentul ăla undeva la 1200, undeva la 4.000. Acum ai 10.000, dar total îți valorează 4.000. Nu, valorează 2.000 total. Grosomodo am zis, da. 4.000. Era doar o cifră spusă, nu neapărat. Da, plus cei USDC-ul, care USDC-ul a crescut. Da. Da, deci la LP, de fiecare dată când faci LP, e mai riscant acolo. Da, trebuie să... Măi, e riscant... De obicei, chestia asta cu LP-ul și ce ai făcut acum și cu cifrele astea astronomice de, adică eu am prins LP-uri pe în decurs de pe câteva ore și de câte 40.000% pe Uncle Mine, de exemplu, sau pe încă au fost câteva chestii, chiar când se deschideau pool-urile. Le știu și eu. Ei, acolo dacă erai pe fază și dispui de bani mulți. Adică nu odată am văzut pe unii care puneau câte 100, 200 de mii, 300 de mii și beneficiau de o dobândă din aia de câteva sute la sută sau 1000% și făceau efectiv, într-o jumătate de zi, făceau o grămadă de bani. Dar, de obicei, acum nu cunosc acest pool de staking de care îmi spui tu de la Humanot, dar de obicei pool-urile de staking, ele se lansează cu un APR foarte mare, dar pe măsură ce pool-ul se umple, dobânda scade. Da, nu știu dacă o să scadă, dar o să fie. Mie unul sincer nu mi-a scăzut, ba chiar mi-a crescut. Pentru că au pus alții mai mult decât mine în pool. Ca să-ți faci o idee, așa la început, când au dat drumul, pentru că nu știa nimeni de el, să zic așa, era undeva la 30-40 de mii TVL-ul și acum a ajuns la 140 de mii. Ceea ce, na, e o creștere destul de mare în TVL în câteva zile. De asta a și impactat prețul de a făcut 5x în câteva zile, știi? Da, Doamne ajută. Eu de obicei mă feresc când deja a explodat mult prea tare și TVL-ul a crescut în halul ăsta. Ăla este momentul în care probabil eu încep să mă caut un pic prin buzunare și să adaug ceva în buzunare. Pardon. Acum tu ți-ai făcut temele, știi. Am adăugat și eu. Am adăugat. Am adăugat. Nu-mi fac probleme de tine că știi cu ce se mănâncă treaba asta, dar e clar că e momentul în care poate să meargă încă foarte bine, mult și bine de aici înainte, dar sincer, cred că aș simți mai în siguranță să știu că am și scos ceva. Sincer, m-am ars. Am vândut la 13, 12 ceva, 13 cenți și m-am fript, dar na, asta e riscul meseriei. Da, e, nu știu, mai devreme, mai târziu tot o facem și tot o și repetăm. Avem impresia că, într-adevăr, nu scăpăm de impresia că suntem mai deștepți decât piața. Și piața ne pedepsește de fiecare dată, aproape de fiecare dată. Corect, corect. Ne spune că, bă, prietene, stai mă pe fundulețul tău, dacă tu vrei să vinzi în bull și ăla, deci te uiți la dublu și la triplu acum. Deci te uiți acum la dublu și la triplu. Este irelevant dacă este un proiect pe care îl vezi cu potențial să reziste în bull marketul următor. De ce te bucuri acum de 2x, 3x? Nu faci asta decât dacă
doar dacă ai de gând cu profitul ăla să iei ceva care crezi că are un potențial mai mare, dar la fel să fie un proiect solid. Altfel nu te atinge de el. Lasă-l acolo. În fine. Ziceai ceva de chat. Sincer, o să le iau în sens invers pentru că mamă, Geo, pe decubeit pentru alocare între 500 și 1000 de dolari, ce tier ar fi? Geo, între 500 și 1000 ar trebui să iei de un 3x, care e maximul? Diamondul. Daniel, care e maximul, că nu mai știu. Da, Diamond e maxim de 200.000, da. Deci, Geo, îți iei pe la vreo 500 de dolari, trebuie să-ți iei măcar 2x diamond. Dacă vrei un peste 500 de dolari, îți iei de 3x diamond. Adică un diamond este 200.000 de token. Dacă te duci și spui 600.000 de token, ai alocare peste 500 de dolari. Aia ar însemna 6 ori 2, undeva acum între 10-12.000. Grosso modo. Știi ceva? Problemul C4E airdrop de la Cosmos. Claim la token. Marius, ți-am răspuns astăzi în chat. Nu știu proiectul, n-am auzit de el. Probabil că am și eu pe rețeaua Atom, am destule în stake, am Atom, am Osmosis, am Juno, am, mamă, ce nu am acolo. Știți de nou Layer 2 Blast făcut de fondatorii Blur, formația airdrop acolo, deși sunt vechi de Paradigm, parcă e cam ciudat că oamenii depozitează acum fără ca Layer-ul să fie live și nici nu poți da withdraw. Renata, e o discuție întreagă pe Blast sau Blast, nu știu cum s-o fi pronunțând. E o discuție, am văzut că e FOMO, toată lumea este prezentă în Blast. Am fost mega prins zilele astea și eu nu am intrat, cel puțin în momentul de față. Cred că mi-am făcut un cont, mi-a dat Weekend, să nu mai știu, de la care am luat un cod și mi-am făcut un cont, dar m-am oprit acolo. N-am mai stat să fac, dar n-am mai stat pentru că efectiv nu am avut timp. Ieri, astăzi nu am avut timp deloc, poate în Weekend să fac, pentru este mega discutat. Știu că se fac puncte dacă faci bridge, dacă na. E, nu-mi dau seama ce e cu atâta discuție. Mister, dar le spunem ce se întâmplă de fapt acolo, ce fac ăia de la Blast, că iau token și îi pun în staking pe alte platforme? Nu știu, nu cunosc detalii. Nu, da, nu știu. Deci, dacă urmărești tranzacțiile care se pricepe, dacă urmărești cineva tranzacție on-chain, se poate vedea, mi se pare că au și postat cei de la Look on-chain, dacă nu mă înșel, se poate vedea cum efectiv au luat banii, da? Și au pus pe Lido și pe nu mai știu ce din ăsta DeFi pentru schemă piramidală. Pentru dobânda respectivă care i-a blocat exact pe un an de zile. Ei câștigă 4-5% la 300 de milioane cât au câștigat, cât au acum, dacă nu mă înșel, 300 de milioane au adunat parcă ultima oară. 5% ar însemna vreo cât? 15 milioane, dacă calculez eu bine, da. Deci ei câștigă și ei într-un an de zile 15 milioane, da? Și nu fac nimica. Și dă niște token gratis, mai încolo, airdrop. Mă, acum nu știu dacă până la urmă este tranzacție sau on-chain. Deci să văd unde s-au dus banii, deci totul e on-chain. Deci să ne înțelegem. Nu știu detalii. Da. Care este mai început să uite? Nu stau, n-am pe telefon și destul de obosit în seara asta să le pun, dar da, le-a postat și pe Twitter. Era cineva, Luke on-chain, cei la Luke on-chain care, da, studiază tranzacții, au postat chestiile astea. Repet, nu l-am. Sunt părerile împărțite. Nu știu ce să zic. Mai poate mă uit peste el. Eu sunt curios ce s-a întâmplat cu Frente, că aia. Mai sunt, nu mai sunt, că văd că nu mai e nimic pe Twitter. Parcă da, chestiile astea se mută. Adică se mută. Uite, sub 2000 de user online daily pe Frentec. Mulțumim, Renata. Și Renata a zis, oamenii fac ceva interesant și ciudat, iau bani de la oameni și stake-uiesc în Lido. Exact. Da. Trece mai departe. Teodor, dar la proiectele astea de pe platforme IDO nu poți investi direct la ei? Private sell, de exemplu, cu sume mai mari?
Teodor, depinde de proiect. În primul rând, de cele mai multe ori, sau cel puțin în bull market, oamenii te refuzau, nici nu vreau să audă de tine. Nu, nu merge nimeni un proiect să vină și, Teodor, vrei tu să investești 10.000, hai că-ți luăm bani de la tine. Nu, pentru că astea sunt deal-urile, se fac prin platforme, se fac prin launchpad-uri, se fac, ei nu stau neapărat să distribuie ei tokeni. Ce rol ar mai avea atunci platformele de IDO dacă toată lumea merge, hai că investezi eu direct în tine? Ce ar fi dimensionat sau, na, pot să vă spun din altă perspectivă, multe proiecte apelează la platforme de IDO nu neapărat pentru strângerea de fonduri, nu pentru acele fonduri, cât pentru reclamă. Pentru marketing. Marketing, exact. Adică, voi gândiți-vă că platformele de IDO sunt practic o cale de a marketa produsul lor către către persoane mult mai numeroase decât cele pe care le au în comunitate sau asta. Să ajungă și să atingă și alte comunități. Asta e ideea IDO-urilor. Adică cam asta este, ideea din spatele lor. Și mi se pare cea mai tare. Așa că exact. E cam greu, adică, da, cum a fost launch-ul, mi se pare că oarecum, dacă erai, aveai ceva, erai investitor mai mare, puteai accesa anumite sau în runde de private, cum aveau ei. Dar la IDO deja proiectul, cum spune, au deja toți tokeni împărțiți și efectiv ei vin acolo doar să-și facă reclamă, pun la bătaie un număr de tokeni și cam asta e. Da, cam așa funcționează sistemul. Inside, să zic. Mai mult sau mai. Hai să vedem ce mai avem. Ce întrebări? Acum reușești eu să vorbesc că am terminat Bradu. Am montat Bradu și ne-a spus. Bradu? Da, Bradu. Deci, noiembrie. Eu stau în Germania, la noi după 15 noiembrie deja toată lumea își împodobește casa. Da. Pentru anul ăsta, Bradu. Corect, pentru anul ăsta. Nu, cei care stau în Germania știu. La noi după ce se termină Crăciunul deja apare iepuraș și păraf pentru Paște. Adică na, ceva normal. Ai pus și un iepuraș acolo, CryptoTV. Porcul se taie în septembrie la voi. Da, mă pot să zici așa, știi? Punem frumos sub brăduleț, mai punem un iepuraș, punem un tăuraș. Da. Să mai punem un iepuraș. Nu, de fapt m-a bătut fiul la cap să merg cu el să iau Bradu, să cumpăr Bradu și asta. Și am luat Bradu și nu m-a lăsat după aia să-l montez. Să-l și montez, da. Băi, care a cumpărat de Cubeid, mă? S-a dus în 02. 002. Da, exact. Porcul taie de Paște. Teodor zice, păi nu dau ei banii înapoi, este contractul cu proiectele, probabil și ei au acceptat pentru că nu au încotro. Da, păi da, așa funcționează, Teodor. Ei vin, adună banii, contractual se stabilește că există o politică de refund, proiectul își asumă în momentul în care se duce și face IDO acolo și asumă acele condiții, că există o politică de refund. Deci cât de optimist e mister, nu vine să cred că s-a dus... Unul mai altul. N-am înțeles asta. Nu știu ce a vrut să zică YZF aici, dar nu am înțeles. Mister, hai să întreb o chestie. Te-am auzit de Cosmos. Că ai chestie în Cosmos. Bănuiesc că le-ai pus cu varianta de restake sau știi varianta de restake. Sunt operatori care permit restake automat, compounding-ul. Da, m-am uitat, dar la unele dintre ele îs eu destul de pe Atom, uit de destul de regulat, știi? Uite, am dat un link acum, poate ajută și pe restul care sunt în partea asta de Cosmos. În momentul puteți să intrați pe linkul respectiv, vă conectați cu Kepler-ul și vedeți unii validatori sau operatori, cum vreți să-i numiți, care vă dau varianta de automatic compounding, adică odată la 2 ore, la 4 ore la zi, reward-urile îi le pun înapoi, fără să faceți absolut nimic. Eu zic că e o chestie foarte faină. Da, întrebare. Da, eu am întrebare și eu am cu auto-compounding. Merită făcut asta? Adică dacă degeaba îmi dă el compounding și odată pe zi, să zic, în condițiile în care probabil eu am câștigat 0,1 Cosmos, și mi-l pune în compounding. Este posibil să mă coste mai mult tranzacția în sine. Nu, pentru... e, foarte,
foarte mic fiu. Uită-te că e foarte mic fiu. De exemplu, da, sunt mici fiurile pe Cosmos. Nu, știu asta. Știu că fiurile sunt mici, dar încă o dată, dacă mie îmi dă 0,1 atom, care 0,1 îi costă 20 de cenți. Ok, dacă mie îmi face compounding la 20 de cenți și mi-a fi de 0, nu știu, merită? Asta întreb. Eu merită, spun că la mine au crescut dintele, mai am, dacă îți aduce aminte, și umele ăla care l-am luat noi de pe CoinList cu o grămadă de ani. Dar ăla mi-a crescut de o nebunită acolo, umele, de exemplu. Și dacă te uiți la în Cosmos, atomul are 25% API-ul. Depinde cât ai și la ce variantă ai pus de compound, se merită. Măi, eu regulat ți-am zis, nu l-am folosit, știu că ne-ai mai dat odată chestia asta. Cred că în principiu, odată. Să știi că ei au și un minim reward cu care îți fac compounding. Și minim reward-ul ăla e mai mare decât taxe sau ce dai tu acolo. Adică chiar dacă are asta. Compounding într-o oră și tu în ora respectivă nu adun minim reward-ul ăla, nu-ți face compounding. E super deșteaptă chestia. Da, asta vreau să știu. Asta e o informație importantă. Repet, eu n-am făcut-o pentru că ți-am zis, poate nu chiar în fiecare săptămână, dar regulat intru și mă uit pe Cosmos și am mai mulți tokeni care tot ce e pe Cosmos am pus în stake. Tot la validatori am delegat. Că e Osmosis. Tot e acolo în stake. Am toate nebunile, Atom, Juno, Sucârâtâu, Starful, exact. Chihuahua, exact. Nebunile alea, Evmos-ul, toate le-am băgat și eu în automatic compounding la mine, toate. Da, bun. Evmos, la fel, da. Evmos, da. Am destul de mult Evmos și vreau să zic că n-am dat niciun ban pe Evmos. Eu și Evmos-ul inițial am primit gratuit. L-ai luat din airdrop-uri, dacă ai avut altceva la început pus, da. Da, l-am primit în Metamask. Da. E doar important să fie pe chain-ul lor, nu prin IBC, toate, de exemplu, mutate în Cosmos, știi? Da, e pe chain-ul lor. Mm-hmm. Pe chain-ul lor și am pus la guvernare, am pus acolo direct pe Evmos, direct la ei. Da, și asta e o chestie bună. O dată pe săptămână, mai uitați-vă la proposerurile care sunt și le puteți vota. Tot din wallet vă puteți și mai rapid uita, de exemplu. N-am votat în toți anii la locale, primărie. La primărie. Președinție cât am votat în cripto. Bun, mai aveam ceva întrebări în chat, ne putem retrage, uite, memat, tic-tac, tic-tac, așa este. Halving-ul vine peste noi imediat. Iftodi, mulțumesc tuturor pentru că există acest grup, de departe cel mai bun grup care există în spațiul românesc. Mulțumim, Iftodi, ne străduim, toți pe care ne vezi aici în chat, ne străduim, cum putem. Mai sunt ceva întrebări prin ce? Auzi, dacă tot vorbeai de Cosmos, știi că mă chineam acum câteva zile să schimb și eu 5.000 de USDT aici pe grup. Până la urmă am luat de la bani. Și zic, bă, până se face că am vrut să investesc într-un proiect care mie drag. Și cât s-a făcut contractul, 2-3 zile, zic, hai să schimb în ceva, să nu-i las așa. Și am schimbat în Atom, bineînțeles, de la 9.1 s-a dus în 8.5. Și bineînțeles că a trebuit să mai suplimentez. Ai răbdare cu Atom, dar... Știți vreo 400 de dolari am pierdut în două zile, așa că m-am lecuit, nu mai trebuie. Lasă-l, ai un pic de răbdare. Ideea este următoarea. Mie Atom îmi place ecosistemul foarte mult. Deci uitați-vă că s-au dus proiecte mari în ecosistemul Cosmos. S-a dus DIDX-ul, care este huge. Celestia. Problema mea cu Atom este că nu îi duce capul un pic să-l folosească tokenul ăla. Adică toate proiectele merg și își fac ele blockchain acolo, pentru că Atom este un blockchain de blockchain-uri.
se duc și bă, nu-i taxează într-un fel sau altul, să plătești fiul un atom, să faci ceva, nu, din punctul meu de vedere nu-i oferă suficientă lichiditate și sincer nu aș sta să investesc în Atom foarte mult. Am Atom, îmi place, cred că o să mai crească Atom, dar nu investesc foarte mult în tokenul Atom. Mai degrabă mă duc în proiectele de pe, din ecosistemul Atom. Bun. Ce întrebări mai avem pe aici? Ai întrebat uite pe Fares că pusese întrebare legată de Humanoid. Îl mai am. Mai am ce am primit din IDO, n-am mai dat claim decât la primatura. Îl lăsăm acolo să crească. Te salut, Mr. Crypto. Pot să am și ceva de spus. Pot să spun acum, am intrat mai devreme. Te rog. Spuneți și mie, vă rog, am încercat să-mi trimit niște lichiditate acum câteva zile din crypto.com în Binance și îmi dătea portofel extern, dar wallet îmi dătea, nu îmi dătea Binance, nu, adică nu îmi dătea să pot să trimit într-un alt exchange și n-am reușit să-mi trimit. Într-un final stai, mi-a ajuns fonduri. Ce înseamnă că ai vrut să trimiți lichiditate? Adică ce USDT. USDT sau USDT sau USDC, eu am trimis USDT. Așa, și ai vrut să-mi trimiți în Binance. În Binance. Da, din crypto.com, da, în Binance și n-am reușit. M-am folosit de Trust Wallet ca să pot să îmi duc fondurile în Binance direct. Pentru că nu îmi dătea voie. Am dat să-i dau withdrawal, după ce am dat să dau withdrawal, mi-a dat câteva variante ce să aleg și îmi dătea portofel extern. Și am zis, nu prea sună bine, trebuia să-mi dea exchange ceva. Mă rog, în fine, am dat portofel extern. Da, și după... Florinel, acolo așa da. Trebuia să faci. Ala cum? Trebuia să selectezi. Portofel extern. Pentru că am făcut. Ascultați-mă, vă rog. Aia am făcut, am dat portofel extern, după ce am dat portofel extern, mi-a dat să pun adresa, am pus adresa copiată din Binance de la USDT acolo și jos mi-a zis numele wallet-ului. Și eu zic, bă, ce wallet? Că ăsta nu e wallet, ăsta e exchange. În fine, și am scris Binance acolo și până mi-a zis că nu-mi dă voie să transfer fondurile. Nu-mi dătea voie. Ceva n-ai făcut bine, Florine. Cred că da. Cred că ceva n-am făcut bine, că am mai întrebat astăzi cu toate grupurile care sunt. Selectezi wallet extern, pentru că dacă selectai cealaltă opțiune, ți-l trimitea în exchange-ul crypto.com sau în wallet-ul crypto.com, de aia te întreabă extern. Și tu trebuie să-i dai denumire, nu trebuie să-i dai neapărat, nu știu dacă aia că l-ai denumit Binance a fost o problemă. Ceva n-ai făcut tu bine. Cred că ceva n-am făcut eu bine. Da. Cred că ceva n-am făcut bine, dar în fine am rezolvat. Dar am mai plătit niște taxe în plus, dar minuscule. Sub o jumătate de dolari, dar... De multe ori îți dă numele wallet-ului pentru că da. Îți rămâne memorat și data viitoare să știi să trimiți tot în ăla. Știi să-l cauți, de exemplu, după Binance, cum l-ai numit tu. Să nu mai trebuie să... Ei îți cer oarecum, dacă nu mă înșel, nu mai știu, că n-am mai retras de pe crypto.com de multă vreme, îți cerea și o confirmare pe mail a wallet-ului. Da, da, la mine e prima dată când folosesc crypto.com, pentru că l-am instalat de vreun an, dar mi-era foarte ușor user-friendly, foarte ușor cu Binance. Și având în vedere că nu puteam să mai, Binance nu avea un provider acum vreo câteva luni pentru depunere, mi-am depus pe crypto.com și nu m-am folosit de lichiditate. Și acum am zis, hai să o trimit în Binance, că e mai ușor acolo. Și am întâmpinat problema asta, dar am dus-o într-un final. Trebuie să-ți meargă și eu am retras în Binance, dar mai de mult. Adevărul. Mai de mult nu am testat, dar trebuie să funcționeze, nu văd de ce nu. Da, da, da. Mulțumesc foarte frumos, asta vreau să știu. Da. Mulțumesc. Cu drag, cu drag. Am zis să nu mai mut în Phantom și să fac direct în Tangem, nu mai știu. Ce ai întrebat, Sorin, astăzi vedem. Cine are Sol pe Tangem? Ce DEX vă conectați pentru swap? Eu nu pot nici pe Radium, nici pe Jupiter. Sorine, du-te pe un DEX. Nu are QR code. Scanezi QR. Du-te cu Wallet Connect. Am încercat, nu merge și cred că are dreptate de SLR. Nu mă mai conectez la niciun DEX. Îi trimit în Phantom, fac acolo schimbul și după aia îi întorc înapoi. Ca să nu mă mai conectez cu Tangem. În Tangem poți direct să faci swap, numai să te uiți să vezi dacă cursul este unul. Nu merge, la Solana nu știu ce au, nu, îmi dă fail, nu se conectează, eroare. Deci am Solana. Tangem, nu pot să verific, să vedem. Bun.
Mai sunt ceva întrebări în chat și mi-a scăpat mie cumva? Nu cred. Playmaker, ai VPN. Unde? Playmaker, ești în chat? E în voice, Playmaker al nostru. Că văd că a răspuns pe grup. Dar probabil că nu este în voice. Bun. Mai departe. Mai sunt întrebări? Nu mai sunt, cred că. Bun. Credeți că treaba cu Binance poate afecta puțin piața? Mamă, izf, nu cred că pui întrebarea asta după ce am discutat o oră și ceva. Lasă-l că ascultă voice-ul mâine și răspuns. Deci nu cred că. Kodak, Tao, Tao, Tao. Ia să vedem ce cu Tao, că am luat Tao. S-a mișcat cumva bine în ultima perioadă? Adică știu că s-a mișcat, dar după care a avut iarăși corecție. Cât e preț acum pe Tao? 234. A, încă se dusese în 300 la un moment dat. Dacă bine țin minte. Era undeva pe gate, dacă nu mă înșel, l-am văzut pe la vreo $300. Da, 300 era. Un proiect interesant, aș zice eu. Am acumulat, nu mult, dar am luat ceva. Este un token care se va elibera complet, cred că în vreo 20 de ani. Se minează, ca să știți. Și este pe narativa de AI. Bun. Păreri despre DRC20. Cred că DRC se referă la Dogecoin Chain. Da, cele de pe Ordinals, iar aici, dacă mai e Daniel în chat, el ne poate lămuri mai. Nu, mister, nu confunzi. Nu BRC, este DRC. Cred că se referă la Dogecoin Chain. Același lucru de pe Ordinals, doar că pe Doge, da. Da, exact. Da, cum e și Litecoin. Da, noi nu l-am weekend, nu în voice. Weekendul ăsta l-am. E Weekendul Voice, nu cred. Da, acela e, mister, acela e cu Weekend. Nu e ăla la care tot am făcut noi pe suport wallet-uri și am luat token și am intrat și am... Ăla e, așa-i? Da, acum a început să ia un pic de amploare pentru că lumea s-a uitat, adică Ordinals Wallet a implementat în exchange-ul lor și o parte pentru DRC și pentru Doginals, cum se numesc Ordinals pentru Bitcoin, au făcut și Doginals pentru ăsta de pe Doge și a început să mai ia un pic mai mult amploare acum în ultimul timp. Da, acolo noi am cumpărat ceva token, tot am cumpărat la momentul respectiv. Da, tokenii au început să crească cât de cât acum în ultima perioadă. Nici nu mai știu ce wallet am folosit, dar știu că era un wallet special. Nu știu dacă Doge Labs, eu ăsta îl folosesc, Doge Labs Wallet, dar cred că ați folosit altceva. Dar nu mi-amintesc, că mi-a zis Weekend ceva. Nu mai știu exact cum se numește. Trebuie să mă uit. Undeva am salvat wallet-ul ăla și știu că tot am mintat. Am luat niște token, nu mai știu ce am făcut acolo. Sincer că am făcut atunci, după care am uitat de el. Efectiv, am uitat de el. Poate am vreo surpriză și au făcut-o mie și eu nu știu și stau așa cu minte și liniștit. Și de fapt sunt... Sunt milionar și nu știu. 4.000% a făcut. Da? Da, parcă așa arăta acolo pe market. Nu știu. Nu l-am urmărit. Îmi pare rău, nu vreau să vorbesc prostii. Va trebui să mă uit că am tranzacții făcute pe ei. E BNB, mister. Cum să fie BNB, mă? Așa am crezut și eu că e BNB, The Brooklyn Boy. Când am zis că nu am auzit de el, de această criptomonedă. Dacă te uiți, nu este BNB, este GBP. The Brooklyn Boy. Nu știu dacă ești în, voice. Dar de ce zice? E BNB, ba da, mai dreptate. Eu mă uitam la preț, am văzut că sunt pe ogă. Da, e 188, dar e în lire sterline și de-aia era 188. Da. M-am uitat la 200 și zic, băi, noi
dar e GBP, GBP e lira, adică cumpăra direct cu lira. A, e BNB, da, scuze, cui, am dat, cine ne-a scris oare? Ionuț, nu, Ionuț a întrebat dacă am auzit de ce părere aveți de această criptomonedă, mamă, cu BNB. Deja nu știu cine, cum se poate oare să nu știi ce e BNB? Da, e clar că probabil lumea este mai... intră și lume nouă, am mai zis. A făcut 5x în ultima lună, Tao, mulțumesc mult, da? Bun. George, ce părere ai, mister, despre PIT? PIT se vrea a fi Chainlink pe Solana. Am înțeles că au o tehnologie mai nouă, oarecum, decât Chainlink. Am înțeles că stau destul de bine la tot ceea ce fac, dar aș aștepta un pic o corecție, pentru că, dacă bine țin minte, cred că a crescut destul de mult PIT Network. Da, 0,48. Zilele trecute era undeva la 0,3, dacă nu mă înșel. Imediat e dublu. Da, a fost 0,3, exact, în 22 noiembrie, în cât suntem noi astăzi? În 23, ieri. Ieri era la 0,3. Da, nu știu dacă m-aș arunca neapărat acum. Discutăm de un fully diluted market cap de aproape 5 miliarde și un market cap acum de 725 de milioane, mi se pare un pic cam mare. Dar na, piața asta e mai irațională ca orice și surprize putem avea să se ducă de aici înainte încă mult și bine. La 10 miliarde, 0,48 prețul, mie mi se pare prea mare. Probabil aș fi curios de PIT Network undeva pe la 0,2. Pe acolo pe undeva m-aș băga la el. Dacă nu ajunge, nu iau, asta este, au mai fost o grămadă pe care le-am luat și au crescut. Îmi asum din capul locului. Știți cum e, câteodată trebuie să vă stabiliți și niște prețuri. Și dacă nu vă intră prețul pe care voi îl vreți, stați cu minți și nu-l luați. Aia. Nu vă... Trenul a trecut. Mamă, știți câte trenuri o să mai vină? Numai să fiți voi pe fază. Bun. La care sunteți mulțumiți de Tangem, dar eu tocmai am achiziționat și mi se pare super ok interfața, diversitatea tokenilor, da, sunt peste 6.000 de token și blockchain-urile. Ce este incomod că trebuie să ai grijă unde îți îngropi cardurile. Eu am unul șifonier. Nu trebuie să ne spui unde e, Teodor, că poate cineva te știe de pe unde ești. Da, e avantajos din punctul meu de vedere, dar e mega ușor de utilizat, Tangem-ul, foarte ușor. Singura mea problemă cu Tangem, dacă e să zic așa, e că sunt destul de noi. E o companie din Elveția, dacă bine țin minte, destul de solidă, dar na, încă nu are istoricul lui Trezor, al lui Ledger. Tocmai din acest motiv prefer să împar fondurile pe Ledger, pe Trezor, pe Tangem, pe MetaMask, pe Phantom, pe le împart, ca în cazul în care dau greș cu vreunul dintre ele, să stau liniștit că nu mi-am pierdut toți banii. Și unde ții cardul până la urmă? Eu? În buzunar. Celălalt? Celelalte le împart. Pe unde? Pe la neamuri, pe la prieteni, pe la... Glumea. Mergeți și puneți, faceți-vă un safe bancar. Dominic, asta care e singura soluție, nu știu, chiar n-am idee unde ești putea să le țin. Că nu, n-am nici vreo 100 de camere, nu știu, nici vreo 10 proprietăți. Da, știi unde cum e cel mai sigur decât acasă? Unul la tricouri și unul la
pantaloni, unde săriți? Poți să le lași și pe masă, în casă, că nimeni nu are ce să facă nimic cu el dacă nu știe și pinul. Adică tot degeaba ți-a cardul. Poate să ți-l fure că nu face nimic. Să ai grijă la pin doar. Că dacă are și cardul și pinul, na, atunci nu e bine. Și dacă da, tot vrei să-l ascunzi, poți să-l bagi în pământ, că nu știe nimeni. Și gata. Bă, nu, chiar nu poate fi, adică nu, chiar nu, nu se poate afla, nu? Nu. Eu am văzut că iau un delay maxim de 45 de secunde în care poți să, adică care se generează în momentul când bagi pinul greșit și se resetează atunci când, când îl scrii corect. Totuși mi se pare destul de puțin 45 de secunde. Da, acum repet. Bă, să n-ai grijă nici de car, nici de pin, apoi atunci nu știu ce să zic, alegeți alt wallet. Dar nu, da, nu știi pe etichetă și lipești de card, nu? Da, exact, pui un post-it, știi, cu pinul. Exact, cu post-it și îl pui pe card, să fii sigur. Nu, adică aveți grijă, nu se întâmplă nimic, poate să-ți fure cardul, nicio problemă, îți comanzi altul. Dar să ai grijă la pin. Trebuie să știi și pinul. Eu asta nu am înțeles. Bun, dacă tu pierzi un card și comanzi altele. Eu am văzut acolo că tu nu poți, tu practic ca să comanzi altele, trebuie să-ți faci un alt wallet. Nu, nu. Pentru că nu mai poți să mai bagi. Păi nu, nu, dacă le-ai pierdut card. Pe toate. Dacă le-ai pierdut pe toate. Dar dacă vrei să-ți mai comanzi card în plus, poți să-ți comanzi card în plus să-l adaugi la ce ai tu existent. Nu, nu, îți spun 100%, am vorbit cu suportul și tocmai de aia el te întreabă, în momentul când îți faci wallet-ul, el te întreabă și spune că nu vei mai putea adăuga un nou card. Dacă pierzi unul din carduri, poți să comanzi două sau trei și să-ți transferi fondurile și să renunți la acela. Deci da, 100% am vorbit cu suportul. Am înțeles. Înseamnă că aveam informația greșită. Da, e bine că... E bine că ai spus-o. Deci în momentul în care ai două carduri și ai pierdut unul, indicat este deja să ți le comanzi. Da, și îți faci alt wallet, pentru că tu la contul existent nu mai poți să-ți mai adaugi un nou card. Nu poți să mai faci backup pentru un alt blank. Tocmai pentru chestia care ai zis-o tu, că de exemplu, dacă eu am găsit pachetul desfăcut și... Mm-hmm. Tu ai zis că în mod normal trebuie să-mi trimit altele. Păi dacă ele sunt blancuri, oricum n-avea cine să le folosească, pentru că mi-ar fi apărut acolo în aplicație, știi? Nu poți să adaugi un nou card sau cel care ți-l fură să adauge un alt card. Nu există, n-are cum. Da, bine de știut. Uite, vezi, asta nu știam. Bun. Păi și de la cont. Asta nu mai merge, doar trei carduri se poate atașa la el. În caz că vrei alte carduri, îți faci alt cont. Da, exact. Tu poți să faci backup doar la alea trei și atât. După ce ai dat acolo finalizare, tu nu poți să mai adaugi niciun blank. Mamă, ce s-a dus Miria. 0059. Mamă. 22% creștere doar în ultima... A intrat Alex Becker ca advisor. Am văzut. A, uite, îl vezi și pe... Mi se pare... Nu e un pic ciudat așa să stai tu 2 ani de zile să nu mai publici niciun videoclip legat de cripto de alea și dintr-o dată să vii să faci recomandări de token? Nu, Mister, e... două secunde legat de Alex... El are în spate o companie pe marketing creată, adică are o companie vreo 100 ceva de milioane pentru asta, adică el asta face. Faptul că postează despre market, despre cripto și asta, e pentru engagement și nu știu. O secundă. Lasă-mă cu hobby-ul CryptoDev, că nu e nici poveste să fie așa ceva. Are companie de marketing, dar la 1 milion și ceva de followers și cât are. Fii convins. Are 200 și ceva de mii pe Twitter, nu are așa mulți. Nu, uită-te pe YouTube. Bine, pe YouTube are 1 milion și ceva, dar adică și oricum. Da. Bă, nu, adică eu vorbesc despre ipocrizie. Nu se poate să stai un an de zile să nu mai aduci deloc content cripto
Bă, dar nu l-a dus deloc. Și cum vezi că e un pic bull marketul, hop, iarăși gata, sar și vii și faci și recomandări de proiecte. Pe bune? Asta, mister, pe asta vreau să spun. El are în sânge marketingul. Și de ce să faci marketing într-un bear market unde totul e mort? Când îl faci? Întotdeauna când... Pentru că dacă nu ești... Păi, dar nu asta îți spun. Ipocrizie. Pentru că nu se poate să vii, să ai pretenția ca oamenii să te urmărească, să vină, să facă, în condițiile în care tu 2 ani de zile n-ai făcut nimic, nu le-ai adus deloc cunoștințe, nu i-ai ajutat cu nimic, nu le-ai spus nimic, nu i-ai învățat cum să treacă peste bear market, dar acum când e bine, iarăși vii să... Mister, sunt de acord cu tine, dar și tu ai spus-o de atâtea ori. În cripto, memoria e scurtă și mama profesorului mereu gravidă. Așa că... Bă, eu n-am zis că e clar, nu... pot eu să mă compar sub nicio formă cu ce are el acolo. E o adevărată industrie, omul este multimilionar, nu e o problemă. Dar pot să zic că este ipocrit. Da. Ce să zic? Știi cum e? Ăștia fac bani. Ba, nu. Băi, să facă. Toată lumea poate să facă. Dar dacă tot ți-ai făcut o comunitate și dacă tot te urmăresc un milion și ceva de oameni, eu cred că ai o datorie față de ei. Nu poți, nu le bagi bani în buzunar. Dar măcar să-i ții un pic informați, să îi ajuți un pic să treacă peste acel bear market. Adică așa o văd eu. Că dacă numai stai și faci content când toate funcționează bine, atunci e foarte simplu să faci content. Că oricum crește totul. Și tu ești un guru. Deja ești un guru. Crezi toate. Eu cred că important e să vezi, bă, dacă persoana aia a stat în toată perioada asta și a venit și nu contează că e ger, că e soare, a venit și ți-a dat conținut și te-a ajutat și acolo cred că ar trebui urmărit. Dana, în fine, cum ai zis și tu, lumea are mintea scurtă, nu în cripto, lucrurile funcționează altfel, nu ține nimeni. Nu ține nimeni cont de asta. Deci Hax Pandera Berix, nu cred că cred că acum ori nu e în voice, ori n-a intrat. Ce părere aveți de Humanoid? Doar ce ne-a spus Fares și cu punct și cu virgulă tot ce ține de Humanoid și cum funcționează. Dragul meu, cine ne-a scris? Hax Panda Berix. Sunt obosit, nici nu mai pot să citesc. Hax Panda Berix. Te invit să asculți voice-ul mâine și să-l asculți pe Fares când ajunge la microfon. Că ne-a dat ceva detalii. Mai, mister, dacă e ceva, mai ajung o dată. Da. Nu mai, că deja asta... Da, glumeam, nu glumeam. Este, nu știu câți dintre voi știți, este o vorbă la români. Cred că la România. Bănuiesc după vorbă care spune că popa nu spune de două ori predica în biserică pentru orice babă surdă. Da, corect, așa. Cam așa. Nu de alta, dar na, nu cred că am vrea să plictisim 140 de persoane, 120 de persoane acum cu aceleași răspunsuri pe care le-am oferit odată. Bun, dragii mei, cât e, mamă, e 11:30. Cred că am putea să ne oprim și să vă mulțumesc pentru o seară extraordinară.